Salut și bine ai venit la Podcast Nefiltrat în episodul de astăzi, episodul 19. Îl avem invitat pe Mircea Meșter, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști auto din spațiu Carpato-Danubiano-Pontic, care deține site-ul autocritica.ro și face frumos acolo. Pe lângă asta mai este și cronicar sportiv, scrie cu talent pe blogul lui mirceameșter.ro, alături de o echipă talentată, scrie despre tenis, uneori și despre fotbal. Nu știu ce ne-ai mai scris despre fotbal în ultima vreme. Păi că n-au venit proiectele, bă, că au vrut astăzi să povestesc. Numai aia de la pariuri vor și eu nu vreau pariuri. Nu vine să cred că cineva tocmai din universul ăsta, da, nu? Nu. Au vrut de la pariuri să facem că cronici Champions League alea și nu. Felicitări. Da. Așa, bun. Cele două elemente, jurnalismul auto și cronicile sportive, se împletesc. L-au pus față în față cu niște oameni remarcabili de-a lungul timpului și l-au plimbat pe niște locuri frumoase de pe planeta asta, oameni și locuri despre care sper să ne povestească azi. Zici că sunt Andreea Marin. Despre care sper să ne povestească astăzi. Nu-i așa? Bine ai venit mie! Bună, Marian! Este o plăcere să mă aflu astăzi alături de tine la această emisiune incredibilă. O urmăresc de foarte mult. De când eram mic. Urmăresc acest podcast. Mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut invitații pe care i-ai adus aici. Am crescut cu ei, practic. A fost, într-adevăr, o emisiune educativă până la un moment dat, când, nu știm exact de ce, ai decis să inviți, iată, și oameni care n-au nimic de spus, însă sper să fac totuși. Vezi că închid oamenii clipul, bro, eu am încercat să-ți fac mega intro, să zic că lumea, și ea care nu știu cine este, să fie, bă, stai mă să mă uit, că e interesant. Deci fiți atenți, băi, deci nu există, sunt influencer. Așa. Pautorup. Da, șeful la influencer, ăla pe auto. Nu există, da? Când scriu de mașini, să dă peste cap contorul la dealeri. Se vând asta mașini, de-aia Elon Musk nu-l sună, că nu are suficiente Tesla. Exact, eu scriu cronici de tenis și să uită restul, deci le citește restul planetei care nu s-a uitat la meci. Deci ea care se uită la meci, se uită la meci, care nu se uită la meci, citește cronici. Adică miliarde de oameni. Miliarde, mă, ce vorbești? Bun. Miliarde, în limba română. Doamnelor și domnilor, astăzi Mircea Meșter. Hei, servus. Băi, nu știu de ce, eu m-am taipat pe chestia asta, că tu, din ce am văzut eu, tot timpul ai cunoscut oameni de ăștia șmecheri, de pe la Porsche, de pe la nu știu ce, ba, mama, ai ocazia, sau prin podcastul tău pe care îl faci și cu Orange, nu? Uh-huh. Cu Orange Sport. Da, cu Orange Sport. Tot felul de atleți, adică cumva reușești să atragi în jurul tău oameni mișto și povești interesante. Da. Și de aici vine întrebarea asta mea pentru tine. Care este cel mai interesant om pe care l-ai cunoscut vreodată datorită muncii tale? Fă, ce întrebare să mor eu. Bă, trebuie să-mi zici ce întrebări îmi pui ca să... Băi... Păi, top of mind. Ceva să fii la modul, bă, nu vine să crezi, să fie așa gen starstruck, cum se zice, știi? Lovit de... Bă, nu, îți răspund altfel. Îți răspund ce om mi-aș dori să... Ia! Yeah. Să cunosc prin ce fac eu. Așa. Zidane. Și aș vrea să stau față în față cu el, să vorbim așa, nu știu, jumătate de oră. Pe cuvântul meu. Da, înțeleg. Deci mi-ar plăcea mai mult pentru că am crescut cu el, eu l-am avut pe pereți. Da, aia e. Deci mi-aș dori să-l întâlnesc pe Zidane, să vorbesc cu el jumătate de oră și pe locul doi ar fi Federer, dacă ăla e posibil. Adică, sunt șanse mari să se întâmple. Da, adică chiar am vorbit la un moment dat despre o chestie, mă rog, dacă... Cu el? Am anunțat acolo, nu cu el, ci despre cum ar fi să vorbim. S-ar putea să se întâmple la un moment dat, deci dacă se întâmplă, aici ați auzit prima dată, la Mariciu. De fapt, el e. Bom! Bă, Zidane, fotbalist extraordinar, antrenor extraordinar. Adică... Da, men, da. Păi a luat 3 Champions League-uri la rând. Și vei tati, măi. S-a închis și a plecat de până acasă. Ce mai discut? Știi că era... Băi, apropo, chestia asta e adevărată? Când câștigi de 3 ori Cupa Campionilor, poți să o păstrezi? Bă, nu știu, men, dar el a câștigat totuși ca jucător. Deci asta voiam să știu. Stai că el a câștigat, de fapt, mai multe, că l-au luat 4 la Real Madrid. Una, pauză, un an și încă 3 sau ceva. Deci, cât și la nivelul ăsta s-a jucat. Eu, când copilărie, știam că Steaua a luat Cupa Campionilor și am zis, bă, dacă Steaua mai câștiga încă 2, putea rămânea Cupa Campionilor. A mai jucat o finală, mă. Da, cu AC Milan, mi se pare, nu? Bine, a luat bătaie, dar nu contează, a jucat finala. Da. A jucat finala. Da, cred că rămâne... Nu, la campionatul mondial de fotbal, cred că le încurci un pic. La campionatul mondial de fotbal, când câștigi de 3 ori, îți rămâne trofeul ție. Asta știu. Okay. Ok. Și știi că la un moment dat a fost Cupa Jules Rimet, adică trofeul ăla pe care știm noi de campionat mondial era diferit. Da, era... Era o doamnă care ținea o chestie. Da, și aia s-a dat de tot.
Ah, Brazilia, bănesc. Brazilia. Așa, iar acum, nu știu dacă și asta se va da la un moment dat, dar știi că se dă. Dar Franța n-a luat vreo... Ei, băi, n-a luat. Ce să ia Franța? A luat două. A luat doar două. A, trebuia să ia acum, dar... Da, exact, să pățești. Nu știu dacă se va schimba trofeul, că pentru noi e iconic, cum zic englezii, da? Da. Reprezentativ, cum zice. E chiar foarte frumos ăsta. Mi-e frică acum cu toți artiștii ăștia când se schimbă să vină cu ceva creativ, așa să zici ce. Îmi poate nu să fie la fel frumos, da, așa. Da, bune, pe ăsta e adevăr. N-ai văzut logo-ul României? Simpson. Deci, da, zi-mi de cineva care te-ai întâlnit și a fost super mișto. Adică... Sau hai să enumerăm câțiva. Bă, man, hai că-ți spun ceva. Hai, eu o să zic ceva acum, nu știu câți o să înțeleagă și câți nu. Sunt oameni inteligenți. Sunt câteva mii normal. De oameni aici, sunt inteligenți. Câteva mii inteligenți din toți aia care se uită sau câteva mii toți inteligenți? Cu toți. Tu nu. Bă, un om căruia îi simți prezența când intră în cameră cu tine este Ion Țiriac. Ok. Vorbim din România, că acum nu contează, da? După care spun și de afară cu cine, da. Și cine m-a impresionat pe mine. Bă, dacă n-intră Țiriac în cameră, nu trebuie să spune nimic, man. Deci nu e și nici cu noi, n-ai putea să spui, n-ai ajuns la o vârstă, e și un pic gârbovit, un pic de lăsat de șale. Bă, dacă n-intră acolo, man, și în altă galaxie, că ți-a intrat un corp străin în galaxie, efectiv. Mm-hmm. Plutește, e altă și înțelegi că e altceva. Nu vreau să mă înțelegeți greșit, că știu că există tot felul de idei, Țiriac, bancuri, glume, whatever. Da. Man, e altceva. Efectiv altceva. Și te impresionează prin, nu neapărat prin discurs, că discursul lui e cumva repetitiv la un moment dat, că vorbește despre aceleași lucruri. Reușește, în schimb, moșul, cum îi spunem noi, să nu le repete. Vorbește despre aceleași lucruri, nu neapărat în același mod, dar a ajuns la o vârstă la care, bă, nu-i pasă. Nu-ți mai pasă. You don't care. Și atunci faci ce vrei și spui ce vrei. Și asta uneori deranjează pe unii, alteori încurcă, alteori unora li se pare că e arogant. Man, el spune ce simte. Nu cred că are e chiar nefiltrat. Deci dacă aveți timp să veniți la podcast, da, domnul, chiar la el, apropo, am văzut chestia asta, că nu mai știu cine l-a întrebat, care sunt oamenii care la fel l-au impresionat. Și a spus că șahul Iranului, Porsche, nenea, da, adevăratul Porsche, moșu, da? Ferii, da, și nu mai știu cine mai era. Și, un președinte american, ceva. Probabil ceva de genul. Și chiar mă gândeam la chestia asta, mă, dacă el a avut ocazia, că, na, să stea pe lângă oamenii ăștia, normal că a luat din energie, din inteligența lor, din ăștia, că e fix vorba aia, spune cu cine mă umbli ca să-ți cum se face asta. Că îți dai seama când omul a intrat în cameră, bă, s-a făcut liniște, tip și intră și îi auzi pași așa. Se așează, bună ziua. Okay. Și zici, ok, stai, ce trebuie să vă întreb, că am uitat, am lista aici, Pixar, nu e asta, e alta, știi? Tai. Da, e chiar asta, e un om care te impresionează prin prezență, efectiv. Și, bă, face niște lucruri interesante, chiar, ok, lumea zice, bă, dar de ce nu face arăța bani? De ce nu face el de la el, nu știu, păi face, mă, men, adică aia de la Otopeni a făcut un patinoar la Otopeni, unde nu știu cât știu chestia asta, că e o treabă interesantă apropo de asta, deci a făcut un patinoar unde copiii se duc pe gratis și fac hockey. Și oamenii din, deci dacă te ia în, sunt o fel de selecție și dacă ți ia copilul acolo, copilul ăla primește tot, mă, tu n-ai nicio treabă, tu părinte, nu plătești nimic. Și e privat, adică nu e ca și cum ar fi statul român. Da. Îți dă tot, echipament, excursiile la turnee, toate tâmpenile astea sunt susținute de fundația Țiriac. Da, bine, da, frumos. Adică de el. Așa? Și toate astea vin de la, adică nu știu cât știu asta, că tot zic, dar de ce nu dă bani? Păi dă, dar nu știe nimeni, că nu e ca și cum ar veni la televizor și că, domne, fac asta, facem o listă. Da, aici e problema, știi, când cineva are foarte mulți bani, că el când face ceva, oamenii sunt la mod normal că are bani, știi, adică da. Parcă trec foarte ușor. Dar ar putea să facă mai mult. Da, fix așa. Probabil chiar face, că înțeleg că vrea să facă un campus acolo la Otopeni. Chiar vrea să facă cu terenul, cu hotel, ca în state, mă, după stilul universitar din state, unde te duci într-un loc, ai închis poarta în spatele tău și acolo e un univers în care poți să trăiești toată viața. Da. De la magazine, la stadioane, terenuri, hotel, alea, tot ce vrei. Foarte tare. În fine. Ok. Deci mi-a răspuns la întrebare până la urmă. Deci cel mai interesant om, așa, cel mai interesant loc în care ai fost datorită
Aici, două. Unul e Japonia. Tokyo. Am fost la salonul auto de la Tokyo, la un moment dat, acum 7-8 ani, nu mai știu. Și mai... Nu că m-a impresionat, dar e alt. Tu ai fost în Tokyo vreodată? Nu, vreau să ajung și eu. Băi, alții, deci e... Domnul Țiriac. Trebuie să ștergi tot ce știi despre lumea asta. Da. Deci n-au nicio treabă. O, e altă, e ca și cum ai aterizat pe altă planetă, man. Altă planetă, alți Japonia. Oameni, alți se comportă diferit. Eu iubesc, îmi place de mor. Cultura japoneză? Mi se spune sau afli cumva că sunt rasiști în sensul că nu te accept atât de ușor între ei, știi, acolo. Dar, dacă, adică nu e rasism în sensul în care îl știm noi din tribună. Bă, nu! Dar oamenii nu te acceptă atât de ușor în cultura lor. Deși, na, sunt cupluri interrasiale acolo fără probleme. Dar eu, care sunt tip extrem de liniștit, viața mea perfectă este la un capăt de pădure, într-o lizie undeva, să nu audă nimeni, să nu știu, să am internet, să-mi văd de treabă acolo și, din multe puncte de vedere, pandemia, știu că o să sune ciudat, dar a fost pentru mine o binecuvântare. Am stat liniștit într-o mansardă, mi-am făcut treaba, am născut autocritica, am făcut o grămadă de proiecte care erau doar în capul meu și le-am dezvoltat atunci, fără să mă întâlnesc cu nimeni. Totul era pe mail și s-a rezolvat totul repede. Nu a fost la momentul potrivit pentru tine. Da, exact. Eu sunt cumva retras, foarte retras. Sunt asocial, așa oarecum, știi? Da, nu-i ciudat, pentru că tu, ca jurnalist auto, trebuie să mergi la foarte multe lansări, la foarte multe târguri de-astea auto. Nu neapărat. Erau pe vreme, nu mai sunt acum. Nu mai sunt. Că saloanele auto, cum se zice, da, s-au închis. Da, lansări auto sunt pe bandă. Poate să nu dea bani degeaba, știi? Why bother? Dar de-astea lansări auto sunt. Că uite, vorbesc cu Miri, că tot timpul e plecat. Nu e ca și cum suntem cu foarte mulți oameni. Nu te gândi că te duci și te întâlnești cu 200 de milioane de oameni în același loc. Nu, e că suntem noi oricum grupul de oameni care scrie despre mașini, e mic. Da, e relativ restrâns și e același. O familie e ca la notar, trebuie să moară unul, să vină altul. Așa. Am și o listă, dacă e nevoie, ca să în ordine corectă, să fie bine. Dar, cum să zic... Nu suntem mulți deodată care ne întâlnim în același loc. Deci tot e îmi place. Uite, eu de asta nu mă duc, știu că tu ți-e plac concertele și te duci. Ai fost la Beyoncé. Acolo cu nevastă mea, ea m-a obligat, okay. Dar... Și am fost la Backstreet Boys, obligat de nevastă, străști. Wow! Asta îți povestesc. Wow, ok. De fapt, am făcut ca două eu, obligat, mă rog, obligat moral. Bă, avantajul cu Beyoncé, nu știu ce să zic. Da, frate, am fost la Backstreet Boys. Da, și ea, dar nu pe vremea care făceau treaba. Acum aveai venit acum? Acum, că li s-a făcut foame. Ce chioreau mațele, vrem tiroi. S-a auzea pe scenă. Vrem pâinică, da, exact. You are... În fin. Da, așa, ce ziceam? Nu-mi plac, nu-mi plac. Da. Am fost la... 3 concerte în viața mea. Bă, nu-mi place, nu-mi place lumea mult. Aia agorafobie înseamnă. Da. Probabil că o formă de, da. Și adică dacă vreau să ascult muzică, am acasă Bang & Olufsen, cele mai șmechere boxe, bă, cântă băiatul ăla de ori vreau eu. Și de unde vreau eu și numai cât nu spune meșterii că vin o pe scenă să te iau în brațe, știi? Zi-mi o chestie, cum ai ajuns să faci ce faci? Cum ai ajuns să fii jurnalist auto și cum ai ajuns în punctul ăsta în care ai business-ul tău, ai publicația ta? Pe scurt. Bă, dar stai că mai am zis că-s două locuri și ți-am zis doar de unul. A, scuză-mă. Doamne, ferește, nu, dar pe bune? Îmi pare rău. Trebuie să-ți moderez podcastul. Mică, eu s-o obișnuit să fiu din partea asta la altă. Eu răpun întrebări. Nu? Celălalt loc în care am fost și care m-a impresionat a fost Islanda. Ah, ok. Unde am fost la lansarea lui Golf 6, frate. Volkswagen Golf 6. Sau 7. 6. Volkswagen Golf 6. 6. Acum mulți ani. 2007. 2008. În fine. O mulți ani. Fix înainte de pandemie, moment. În anul, nu de pandemie, de criză economică, 2008. Ah, ok. Și țin minte că Volkswagen... Pare că Islanda a dat faliment atunci, nu? Da, mă, man, exact asta. Deci, bravo, țin minte bine, fii atent. Noi am plecat în Islanda, ne-au dus ăștia cu un avion în Germania, la Frankfurt, și de acolo cu un charter făcut de Volkswagen, doar cu jurnaliști, către Islanda, înțelegi? Și în charter am primit ceea ce s-a numit, nu mai știu, Golf Magazine sau ceva, în care ne povestea despre mașină, whatever, ce se întâmplă, ca să ai ce să citești, că a fost 5 ore de zbor sau ceva. Mergi acolo, erau, țin minte și acum, cred că mai am încă, dar dacă știam, ți-o și aduceam să o vezi, o carte asta, cu interviuri cu islandezi, cu viața lor atât de relaxată.
că pe ei nu interesează sistemul bancar, nu știu ei cu astea. Ei dacă vor să plece într-o călătorie, pleacă și apoi să plătește. Nu, eu, adică, nu știm noi, nu ne interesează. Costuri astea. Noi ne vedem de treabă și de viață, suntem foarte fericiți. Și am mers acolo și Islanda în sine a fost foarte mișto dintr-o perspectivă, am mai povestit-o pe undeva, oamenii de la Volkswagen au construit, au construit o șosea până în mijlocul nicăierului, era undeva în niște munți, o șosea de vreo 5 km de la șoseaua principală, mă rog, care șoseaua principală oricum e în mijlocul nicăierului prin Islanda. Așa. Și acolo sus, frate, au făcut un fel de lounge, Volkswagen, Golf, whatever, unde am ajuns cu mașinile, le-am parcat, am stat și mâncai și beai eu apă și așa. Și de acolo, frate, țin minte, era așa, se vedeau toți munții aia care, nu știu dacă ați fost în Islanda, dar dacă ați fost confirmați, dacă nu vă spun eu, e negru, deci sunt roci negre, efectiv, pe, așa, și acoperite cu mușchi verzi. Uh-huh. Deci e negru cu verde, tot peisajul. What? Super strange, super frumos. E altceva. Altă planetă. Altă planetă. Planeta deci, Japonia, planeta Islanda. Era într-un fel de depresiune, așa, între munți, tu în vârful unui munte, că au construit aia șoseaua până acolo, bă, și jos, în depresiune, așa, undeva la un kilometru jumate, mic, 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 așa, un golf pe o platformă, și cum l-au dus acolo, cu luminițe, cu alea. Era, deci era altă lume, mă, man. Era altceva, deci nu, eu nu am înțeles nimic. Ca în filmele cu James Bond, știi, unde stă The da, Villain, fix, știi? Exact așa ceva, timpul... dar fix așa era. Cred că de acolo s-au inspirat, probabil, știi? Mm. Dar era absolut minunat, adică, băi, ăștia s-au dat peste cap să facă evenimentul ăsta. Bă, da, eu construi și o seaua aia special pentru eveniment? Da, frate, era 9000, se vedea că și ploua, că acolo plouă non-stop, bă, plouă și ieșeau alea, cum iese din, știi cum iese din asfalt aburul ăla, când... că era făcut atunci. Nu știu, în România nu prea se fac autostrăzi și șosele. Fac... nu am văzut în viața mea să se facă o șosea, nu știu cum arată aburea de după șosea făcută de curând când plouă. La noi la Bistrița, acum construiesc, la noi la Bistrița, eu sunt din Bistrița, acolo construiesc ăștia tot orașul, acum l-au ras complet tot, este haos. Okay. Bine, haos în trafic înseamnă că îl traversez în 10 minute în loc de 5. Anyway. Dar au ras tot și acum pun asfalt nu, pe un, și în unele locuri în care se pune așa. E saburie. Am înțeles, asfalt, ok. Bun. Anyway. Așa. Și povestea experiența asta. Că da, a și a fost efectiv minunat. Adică și în Islanda e din nou altă lume. Nu știi, băi, știi momentul ăla în care ajungi și ți-e rușine că nu știi ce să faci, nu știi cum să te comporți. Nu știu de, ești prea rece, ești prea cald, să nu cumva să-i deranjezi pe oamenii. Știu exact senzația. S-a mai întâmplat în Dubai treaba asta. Când eram eu, man, conduc mașină de 20 de ani. Am fost anul ăsta cu ai mei, mă rog, am închiriat o mașină și mi era, nu știam, mi-a arătat Google Maps cum îți arată de obicei. Bă, ăsta e drumul și aici faci dreapta. Următoarea, la 500 de metri, faci dreapta. Problema e că ajungeai acolo și erau 7 drumuri care făceau dreapta de pe astea 10. Și zic, ok, dar pe care din astea 7, bro? Eu nu, că acolo e o linie, faci dreapta, ai noroc, te descurci tu. Și a trebuit, îți trebuie niște zile să te calibrezi, da, să-ți dai seama ce se întâmplă în jurul tău. Sunt locuri pe pământul ăsta care sunt complet diferite de cultura ta și doar diferite. Deci azi, nu știu, nici mai bune, nici mai rele, hai să nu mai, da? Băi, sunt diferite. Doar diferite, mă. Asta e tot, te adaptezi și ești ok, știi? Da. Uite, tu povesteai faza asta că a fost fix înainte de criză și ăștia au dat faliment. Da, și... da. Păi de-aia am râs. Că... ăștia spuneau că ei nu-i taxează da, banii. Da, fix de asta și uite mă carte, uite-o pe asta, era de-aia în poză cât poate să ducă în orice excursie. Ia, știu că au murit, nu știu câte bănci, pe, au căzut. Da, pe... da, a fost pe ăla ei. A fost da, uite ce, da. Dar ce drept iau noroc că țara este... Țara aia este cu adevărat diferită și incredibilă, adică abia așa să ajung acolo. E o haltă, mă, între state și Europa, că practic acolo te oprești, că n-ai unde altundeva, unde să te oprești, în Groenlanda. Știi? N-ai, te oprești în Islanda, că e ceva în mijlocul oceanului. Păi, dar să știi că Islanda știu că a fost cum se, punct strategic militar este în al doilea război mondial. Este în continuare, probabil. Da, da, da. Nu știm noi, dar este. Americanii se pare că au venit cu japca acolo și și-au făcut bază. Băi, sunt o grămadă de mașini americane în Islanda, apropo. Că na. Da. Nu, adică nu e nicio diferență la nivel structural. Da. La fel cum în Guiana franceză, apropo de asta, că jurnalist auto, cum vă spun informații... Asta e în America de Sud, mi se pare, în nu? Guiana franceză se cumpără cu euro. Că e da. Departament francez. Da. Și ai Dacia. Da, eu sunt în toate America de Sud e Renault. Da, toate da, Daciile-s da. Renault. În da. Guiana franceză e Dacia. Dar sunt foarte curios, apropo, că Guiana franceză aparține de Franța. Da. La fel cum mai e... Reunion. Reunion, iar, da, un alt departament, județ, cum ar veni. Da, și mai e una în Africa de Est,
cu Martinica sau cum dracu o cheamă, mă. În fine, da, mă, la fel, și curiozitatea mea este, dacă mă duc acolo, am roaming de ăsta de Uniunea Europeană. Ești în Uniunea Europeană. Și la fel și în Guiana franceză. Da, fratele meu, n-auzi că vin, cumperi Dacia Sandero acolo. Adică ești în Uniunea Europeană. Da, fix. What the fuck? Deci neapărat trebuie să ajung acolo, numai din perspectiva internetului. Probabil că sunt niște limitări geografice, nu știu la ce capitol, dar la nivel de tot ce înseamnă structură de socială, e același lucru. E ca și cum te-ai aflat într-un județ, e ca insulele astea, Madeira din Portugalia și alea. Da, exact. Sau Azore. Ești în Portugalia, doar că acolo e mai simplu de înțeles că nu mai e nimic între Portugalia și el. Da. Deci, bă, s-au îndepărtat alea, l-au luat vântul, s-au dat puțin mai încolo. Exact, i-a crăpat unul și s-au cărat de aici. Da, na, insula șerpilor, nu? Da. Insula șerpilor. Dar ține de Ucraina sau de România? De Ucraina. E Ucraina. Baza Ucraina, nu știi că a fost scandal. Da, Ucraina, da, cu nava rusească, du-te în pizda, mătii. Da, fix aia, da. Go fuck yourself. Cum, e n-am mai garita în istorie varianta de Colentină. Rusește. Oricum le-a zis bine, asta da, e tot ce trebuie să știm. Da, chiar, scuze, dar chiar s-a ales go fuck yourself sau le-a zis tot un soi de tempist la mătii? Le-a zis în rus, rusă, nu știu, rusă. Ten matrioși ca mătii. Da, ceva de genul, da. Hai te... În fine, da. Te întrebasem cum ai ajuns să faci ce faci? Întâmplător, ca în viață. Cum așa? La ce te referi? Stai un pic. Cum ai ajuns să fii jurnalist auto și cum ai ajuns în punctul în care ai business-ul tău? Bă, eu cred că publicația ta. Eu cred că toate lucrurile din viață sunt cumva întâmplătoare. Nu, și noi nu le spunem sunt neapărat, întâmplătoare. Noi nu spunem neapărat întâmplătoare, cât le spunem o succesiune de intersecții unde am ales ca așa viața. Da. E o succesiune de intersecții, știi, poți să faci asta sau asta, ce faci asta, că nu știu, asta succesiune de alegeri. Da, exact, na. Dar eu le zic întâmplări, că practic faptul că ajungi la acea intersecție nu e în puterea ta. Mm-hmm. Nu tu construiești drumul ăla. Mm-hmm. Volkswagen. Volkswagen construiește. Am ajuns în pe prea grea din misiunea asta transformată. E foarte bine, foarte bine. Ca lumea la sandwich. Stai să vezi finalul, discuție că te întreb la final de alea grele, de viață și de alea. Da. Eu mereu am crezut, de când mă știu, de când sunt mic, știam că voi fi fotbalist. Okay. Voi juca fotbal. Bă, joacă bine, rău fotbal. Jucam, mă, când eram frumos. Erai capitanul echipei bloggerilor, nu? Cred că Tomiță era. În fine, dar erai... Păi eu cu Toma, cu Zăbavă, cu ăștia. Da. Eram, da. E pe momentul că am văzut, tot erai așa, solid, bărba bine făcut, să zic. Tu nu mă știi pe vremea în care... Și când l-am văzut pe meștea, ce știe ăsta să facă, mă? Și când a început ăsta să știu ce foto, am zis, tui, Hristosul și Grijalea, dă-i la joale, bă, că... Da. Ia stai pe jos, mă. Unescule, intră. Tu-l dracu, mă, ce fuge, mă, uite-te la el, bă. Da. E, în capul meu a fost că fac fotbal. Am făcut fotbal de la 7 la 19 ani. La nivel de juniorat, cu selecție la lotul național, cu nebunii de genul ăsta. E, și în același timp știam că voi scrie, voi face jurnalism. Acum, eu știu că astea două nu se prea pupă. Că în echipele de fotbal, ultimul care a scris vorba aia a fost în 1874. În fine, pe vremea care făceau ea Premier League, prima ediție, anyway, scriau regulament. Dar... Eu, primele mele amintiri din școală sunt cu mine luând, cumpărându-mi ziarul de la colț. Era un chioșc la Bistrița, lângă Generală 4, unde a avut școala, cu ziare. Și așteptam în fiecare dimineață, știam ora la care vine mașina cu ziarele de la București, luam ziarele de sport și le citeam din scoarță în scoarță, bă, tot. Tot. Nu, sport, tot, toate tâmpenile, tot. Din scoarță în scoarță. Uram să mi se ia fasciculul de ziar din mână să citesc nume, nu. Eu citesc, după care faci ce vreți. Bun, și la mine sună? Ce scuze, stai așa să-l pun pe... Pe silent. Păi da, do not disturb. Aici, silent. Păi e de, da, la revedere, să trăiți. Încep să mă obișnuiesc, am fost la concurență vreo 6 ani. Am făcut... Am observat iPhone. Am făcut protest, mă. Când a apărut ăla, cozorocul ăla, știi? Nociu, da. Așa. Eram cu iPhone, toată viața mea am fost cu iPhone, așa. Până la noci. Și am zis, bă, cum pot eu să protestez că ăla a murit, ăla nu mă aud, și cum pot eu să protestez? Ia, gata, mă. Și am trecut la concurență. Samsung. Da. Și mi-a luat Samsung. Și asta a durat câți ani? 5 ani de când au făcut ei nociu? 5-6 ani până anul ăsta.
Când am zis, a dispărut nociu. Gata, protestul meu s-a încheiat. La tot un noci, îi zic că e insulă, nu, da? E bună, nu e ok. Dar e Nemic Island. E funcțională, faci... Da, e drăguță asta. Are un rol. E chiar drăguță, da. E o idee acolo, știi, da, nu am da, făcut da, bretonul. Asta mi-a plăcut și mie foarte mult, chiar e o idee. Dar da, să puțin, tu ai Mac? Am avut mereu. Și că acum are și Mac cu breton. Știu. Are noci. Da. Am Air-ul nou care are breton. Are, da, în fine. Așa. Obișnuiți-vă cu noi să sărim dintr-una în alta. Dar suntem, sus acolo e mereu o bară la Mac, man, care are, avea chestii. Da, e drăguță, nu, da, e drăguță schema. E ok, se integrată. Se integrată. Așa. Bun. Știam că voi face fotbal și știam că voi face jurnalism, într-un fel sau altul. Fotbal am făcut până la 19 ani când am venit la București. Pentru că faza așa, jurnalism în Bistrița, puteam să fac și fără să fac facultate jurnalism. Deja eram la radio, ai văzut că am știut, nu știu dacă ai... N-am filmat. Nu s-a filmat? Explicai tu cu microfoanele, cu alea. Da, am explicat eu unde... N-am avut o problemă, tehnica a rezolvat-o, domnul meșter e meșter. Meșter, vorba aia, da, atâta s-a putut. Nu că dacă era stricat ceva și reparam, era meșter, așa a fost doar, mă rog, tehnic. Da, exact. Da, am făcut radio vreun an și ceva, am făcut o emisiune la radio și puteam să fac jurnalism acolo fără să mă apuc de școli, de facultăți și așa. Eu am vrut să fac ca lumea. Și am venit la facultate în București, la FSC, la jurnalism, la top of the top, whatever, la buget, la... Am învățat omul meu să fie bine, știi? Și la un moment dat atunci, în momentul ăla în care ajunsesem la București pentru prima oară în viață, by the way, la 19 ani, da? Deci... Ai făcut schema aia cu săritul peste liniile de tramvai? Nu, aia cu aia mețit de la blocuri, știm. Nu, dar făcusem și teatru la Bistrița și m-a ajutat pentru că vorbeam oarecum ca aici. Adică m-a ajutat asta, știi, nu vorbeam, nu puteam, eu puteam să vorbesc ca acolo, ca la Bistrița, numai că îți dai seama imediat cuvintele astea la țară, știi? În fine, na, și ideea e că am vorbit ca aici din prima și asta m-a ajutat mult să mă adaptez, că te amesteci, da, nu te prinzi, în fine. Primul meu contact cu București a fost Gara de Nord, am intrat într-un taxi și i-am zis Popeșle Ordeni, cantonamentul Intergaz București. Asta a fost primul meu contact. Am încercând să fac fotbal, trimis de la Bistrița și n-am făcut, pentru că s-ar putea să mă înșel. Nu știu, eu nu știu cât de bun eram. Am mai întrebat acum niște oameni care scriau despre mine pe vremea aia, era Adilinca, jurnalist sportiv din Bistrița și acum e omul de bază, și mi-a zis, bă, tu erai jucător bun, erai un pic cam haotic așa, asta că alergam mult, știi? Dar erai bun. Da, nu știu cât de bun eram. Adică nu știu să-ți spun dacă eram, jucam în Liga 1 sau la Real Madrid sau sau în MLS unde se duce acum Messi sau, în fine, nu știu cât de bun aș fi fost. Dar jucam decent, dădeam multe goluri, de exemplu, știi? Eram ok. Jucai atacant sau mijlocaș? Am jucat atacant. Eu am aceeași înălțime, 1.71, vis boșilor, stați liniștiți, în avion am probleme. Am avut 1.71 în clasa 6-a, am crescut repede și în clasa 6 eram al doilea în echipă ca înălțime. Jucam atacant, dădeam milioane de goluri. Și au crescut, au trecut aia pe lângă mine. Eu m-am blocat, s-a oprit. Ce chestie? Trenul, da, cred că m-am oprit la media între tata și mama. Mama e foarte mică, tata a făcut haltere, da, ca să înțelegi. Și animal mare. Și m-am oprit la mijloc și ei au crescut pe lângă mine. De-aia am continuat să dau goluri, că atâta știam și eu să fac. Știi, fac și eu ce pot. Da, în fine. Deci cred că aș fi jucat de Liga 2, Liga 1, sigur. Adică nu-mi fac griji la ce demențe sunt pe aici. N-am o problemă. Faza e că feeling-ul meu a fost că dacă n-ai bani, n-ai șpăci, nu cunoști oameni, and so on, sunt niște factori dintre ăștia care nu au legătură corect, cu talentul, cu corect, jucătorul, cu așa, așa este. Așa nu este. Știi asta, nu ai cum să intri. E foarte greu. Plus că dacă ești ca mine, bă, în capul meu este meritocrația ar trebui să primeze. Absolut. Man, ești bun? Vino în față. Nu. De-aia suntem unde suntem. E probabil, da. E la probabil. Nivel de fotbal? Da, și, exact. Eu asta încerc să zic. Sunt. Eu nu pot să vorbesc în numele meu, că nu știu cât de bun eram, habar n-am. Dar pot să vorbesc în numele unor colegi de-ai mei de la Bistrița, colegi ai mei de la Bistrița, că de-aia am făcut jurnalist și nu fotbal, sau dintre ai mei, dintre cum să spunem așa, care, bă, băiatule, men, deci erau unii, fratele meu, deci avea Mihai Milaș, asta spun, atât. Un tip mijlocaș, venit din Zalău, că l-am luat la Bistrița, la un moment dat, să fie bine acolo, nu era Gloria Bistrița, era școală sportivă. Noi cu Gloria Bistrița ne băteam. Așa, Mihai Milaș, băiatul ăsta, un tip extrem de talentat, exagerat de tehnic, bă, îți lua mingea și intra cu ea în poartă. Man, driblând și portarul, adică n-aveau problemă să facă asta. Non-stop, era un leneș, ura alea,
când făceam forță, alergările, le ura. Deci nu-i plăceau deloc. Dar le făcea? Cum se târa așa și dar le făcea? Le făcea în scârbă. Probabil asta l-a și tras în jos la un moment dat. Asta un și acum, da. Dar talent, frate, deci trebuie să găsești pe unul. Dacă el găsea, îl găsea pe unul care să-l pună în față, să-i zică, bă, man, fii atent. Tu ești de Manchester United. Tu iei mingea, nu contează cine e în fața ta, ajungi cu ea în poartă. Trebuie să fii, să-ți fie foarte clar că trebuie să pui, să fii, să, zi, piciorul pe, și pe forță, nu doar pe tehnică, da? Exact. Să te concentrești pe treaba asta și pe partea asta. Dacă cineva îl convingea că se întâmplă treaba asta, să-ți absolut convins că ăsta juca oriunde. Oriunde, deci n-am nicio problemă. Și mai erau niște jucători foarte buni acolo. Alin Lechințan era un tip, era Gică Popescu, așa, stil. Și ca post, și ca lua mingea, să uita, pasa peste toți, perfect, era impecabil. Știi? Și mai erau câțiva. Deci erau, a fost o echipă foarte bună acolo. Era un tip care dădea cu stânga, Cilean, Ionel Cilean, era stângaci, juca senzațional, dădea niște lovituri libere pe-n vincul, prin neînțelegea nimic. Niciunul nu a făcut fotbal în final. Din X motive, whatever. Da. În cazul meu, motivul a fost că la un moment dat m-am plictisit de șarada asta cu știți, m-a trimis de la Bistrița domnul antrenor și așa, da, știu, hai, dezbracă-te și fă și tu niște ture și până facem noi aici încălzirea, dacă vrei vină mâine la antrenament, dacă știi, nu, men, nu. Nu te simțeai bine, nu te simțeai binevenit, nu știu cum să spun, nu te simțeai primit cum trebuie. Și nu mă așteptam la pâine și sare, la stai că vin folcloristele astea, am primit. Da. Nu, men, o chestie decentă. E un copil de 19 ani care poate îi pare potențial, poate e Zidane-ul nou, habar n-ai. Da? Nu știi. Dar ia și uite-te la el, îmi pare dacă l-a trimis cineva de pe undeva. Și de asta ți-ai... Bă, la un moment dat, ții minte ziua, la un moment dat eram la... la o prietenă, stăteam la o prietenă, că eram vai de capul meu, în fine, aveam să stau în București, stăteam la o prietenă, la Adela, undeva în Colentina, în capătul Colentina, era după blocul ei, era zi, câmp, case. Unde era avionul ăla la un moment dat. A, deci la Fundeni. Fundeni, da. Fundeni cu Colentina, acum, da, da, la capătul Colentinei, vezi că e la Dragonul Roșu acolo. La... Acum, atunci, credem, mă, până la Dragonul Roșu mai făceai două ori. Dar, revenind, deci, acolo stăteam și țin minte ziua în care am venit tot așa de la antrenament, super, super dezamăgit. A doua zi aveam, nu știu ce, eu am avut la facultate, la FSC, era, avea examen oral și examen scris. Și înainte de unul dintre ele, știu că îl dădusem pe primul, cred că primul a fost oral, da, și apoi scris, cred, țin, dacă țin bine minte, în fine, am venit și am zis, mâine am examen. Ghetele astea, îndu-la, la revedere. Și sănătate. Am decis. Aia a fost. O întâmplare. Ce a fost mai momentul devreme? În care a fost, am decis, fără să-mi dau seama că decid. Știi? Pentru că... Și din școală te-ai angajat imediat în timpul școlii sau după aia în presă? Cum din facultate, adică. A, da, nu mai știu, așa zic eu. Men, deci, facultate, nu, școală. Treaba a fost așa. Eu am venit de la Bistrița, la Bistrița am făcut o grămadă de chestii extra școală. Mm. Pe lângă fotbal am radio, cântat... Radio, spuneai? Hai că-ți spun. Radio. Deci acum o să-ți fac, fii atent, tablou, meșter, n-ai înțeles nimic. Yeah. Deci fratele tău era fotbalist. Mergea cu ăia, cu autocarul până în Franța, manele, tot drumul, n-aveam bani de căști, le știu și acum pe de rost, fără să vreau. Când dormeau, eu îi puneam Adamile, frumoasă viață. Anyway, taie Adamile. Așa, da, și demență. Asta odată. Doi, cântam în corul Bisericii Evanghelice din Bistrița. Bă, mă lași. În germană, în ebraică, în... Știu că ai avut-o pe Andra aici, la un moment dat. Da. I-am cântat lui Andra în ebraică, în turul cu mașini, cu SUV-uri hibride. Da, mă, da, n-am înțeles nimic. În fine. Pe lângă asta, eram în trupa, nu pot zic, teatrului din Bistrița, dar nu era ceva mai sus, adică era Casa de Cultură, noi nu avem teatru acolo, acum cred că este, nu știu cum îi spune, în fine. Spune-i mai devreme că ai făcut teatru și de asta te ajută la... Da, teatru a fost la Casa de Cultură din Bistrița, în trupa Casei de Cultură, și vreo 3 ani am făcut, am fost acolo, eram deci ai făcut personaj și în piese, da, am jucat tata Roberta în Jac sau Supunerea de Eugen Ionescu, de exemplu. Da, anyway. Știi? What the fuck? Exact. Nimeni nimic. Meșter, bani. Da, dar cât ai făcut? Așa, frate? Am făcut ziarul liceului, care, ok, ziarul liceului, poți să zici, bă, ziarul liceului are orice liceu, what the fuck. Nu exista la noi ziarul liceului, Colegiul Național Liviu Rebreanu, s-au făcut 20 de ani, l-am terminat, am fost acum o săptămână la partiul de 20 de ani, în fine. Nu exista ziarul liceului atunci,
Și l-am făcut noi, dar l-am făcut în stil Cațavencu, frate. Deci era caterincă, era, se râdea acolo. Și oamenii cumpărau, dădeau un leu, 10.000 de lei, cum era, cred că. Da, 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 da. Să-l cumpere, să citească, în special rubrica de perle ale profilor. Mamă, ce mișto! Și tot liceul aduna perle, ni le aducea și noi le băgăm, le băgăm. Superb! Și aveam tot felul de rubrici. Dar le dădeați anonim perlele sau vă puneți... Domn profesor, banc. Deci vă puneți cu profesor eu, a? Da, mă, dar nu doar asta. Stai că n-am terminat. Aveam trup, se numea Ziarul de ieri. Și era în stil Cațavencu. Ea de la Cațavencu a auzit de noi, că de fapt aici vreau să ajung, că atunci când am venit la București, m-am înființat foarte aproape de locul ăsta, unde suntem noi acum, să știi, o să-ți povestesc. Așa? Aici era. Așa? Redacția Academia Cațavencu, pe vreme. Ok. Și ne-au chemat, au scris la un moment dat în Academia Cațavencu, uite, un ziar la Bistrița, fac ăștia ziarul școlii, bă, veniți pe aici, treceți pe la noi, știi când veniți. Bă, mă, și a venit meșter. Bang, salut, am venit. Cine ești tu, man? Păi ne-a schemat, uite aici, ai zis, știi cine. Tu te-ai dus. Da, și am colaborat cu ei 2 ani. Da, la Academia. Mamă, ce tare, frate. Da. Așa, și spuneai că pe lângă, că dădeați nume pe nume, ce le mai făceți? Pe lângă ziarul școlii, care s-a numit ziarul de ieri. Vorbeam de profesor, stai să nu da. Se zice. Așa. Aveam o trupă de teatru a școlii, care se numea, a școlii, a clasei, de fapt, care se numea Furații Jderi. Bun, și Furații Jderi făceau o dată sau două ori pe an, cum ni se nimerea, niște, parodii. Cum să zic, un fel de sketch-uri. Uh-huh. De exemplu, știu că am făcut o parodie după Big Brother, era pe vremea aia, era Big Brother, și am zis Big Varzer, și fiecare a avut, fiecare era un personaj din Big Brother-ul de pe TV. Eu eram, nu știu dacă știi prima ediție Big Brother. Era ăla cu Soso sau... Soso, da mă, tată, deci era un Soso. Eu eram Ernest, așa? Care la un moment dat își dăduse jos tricou și și-a făcut un tatuaj cu markerul, un mare... nu știu ce era, vulturi pe spate. Și eu aveam, tată, deci eram ieșit. Gândește că e să umplea sala festivă de la liceu. Erau oameni, știți, minte, steau pe jos, în fund, să vină să ne vadă. Bă, de... bă, și făceam aceste sketch-uri și între sketch-uri era rubrica de perle ale profilor, man. A, și îi și imitați pe profesori? Da, mă, și pentru că, na, era... făceam ca la Cațavencu, era... că era, se nu imitam, dar era rubrica de perle și era categorii, știi? Categoria, nu știu cum, domn profesor X. Mamă! Bro! Cum te-ai cu nouă exmatriculat? Bă, nu ne-au exmatriculat, pentru că, în primul rând, era unde a ajuns de inteligență încât să înțeleagă că nu e răutate. Da, da. Era o chestie creativă acolo și oamenii au înțeles asta. Și le bă, să știi că îi respect pe viață. Mie mi se pare incredibil că spui că au trecut 20 de ani de când ai terminat liceu. Deci ce spui tu se întâmpla în intervalul 1999-2003? 2003, exact, da, fix. Deci... pentru puțin context, în perioada aia noi nu aveam decât Vacanța Mare ca și Divertis. Adică ăla era nivelul nostru de caterincă în România. Gândiți-vă că într-un liceu să se întâmple așa ceva, că poate acum se întâmplă și e banalitate să zic așa. Da, da, da. Dar eu la mine în liceu nu am avut ca să înțelegeți pe ce vorbim. Ceva, deci ca să înțelegeți pe ce vorbim. Pare incredibil de tare. Am ajuns la 20 de ani de la liceu, am intrat cu toți, mă rog, au fost vreo 250 de elevi, că am fost o generație cu 10 clase de mult, mă rog. Și am intrat în sala sport, de sport acum a liceului, nu mai sunt, directorul de atunci nu mai e acolo, n-a fost, în fine, ăla care de fapt ne susținea povestea, era un prof de fizică, așa, și eu, directoarea este acum o profesoară care atunci era de limba română, Monica Halasi, cu care eu n-am făcut, deci nu am făcut limba română cu ea, am făcut cu un profesor impecabil, în sens, deci am făcut poză cu el acum la 20 de ani, bă, n-avem și noi o poză de un profesor, știi? În fine, și Monica Halasi a prezidat această întâlnire și a chemat pe fiecare diriginte dintre cei care mai sunt încă printre noi să facă prezența cu toți. Mamă, ce frumos. Și când a ajuns la clasa noastră, a venit diriginta noastră și a zis numele și după aia, Monica Halasi, da, directoarea de acum, a zis, dacă nu mă înșel, voi ați făcut și un ziar, nu-i așa? Și oamenii au ținut minte, mă, după 20 de ani treaba asta. Nu a mai făcut nimeni după, bănuiesc, nu știu. Da. Sau lor mai fi făcut, habar n-am, nu știu. Dar cert e că atunci am început treaba asta și treaba cu Furații Jderi și ce dracu n-am mai făcut. Bă, da, de unde ambiția asta să faci atât de multe lucruri în perioada liceului? Nu știu, habar n-am. Că eu fai cam Duda și just imagine mă jucam pe calculator, adică... Timpul era același. Cum? Iar liceul ăsta nu era vreo să ne înțelegi. Deci făceai fotbal, făceai teatru, făceai ziarul așa și mai făceai și școală, că na, ai luat bacul. Probabil că și acum fac la fel, știi?
Și acum fac la fel de mult. De fapt, eu cred că sunt... Nu știu, cred că m-ar drepe de la un moment dat. Sper să nu, dar... Da. Să nu. Hai grijă cu Alzheimer-ul la vreo. Faza e așa. Imaginează-ți că toată treaba asta se întâmpla într-o perioadă în care timpul era același. Da. Tot 24 de ore erau. Da. Și liceul despre care noi vorbim acum este considerat și acum cel mai bun din județul Bistrița Năsăud. Adică nu era vreun... Okay. Colegiul Național Liviu Rebreanu, man. Adică okay. Era ca să ajungi la Liviu și la Andrei, două licee care se băteau pe același bulevard, uh-huh. rezistanță de 300 de metri unul de altul, uh-huh. și ca să ajungi la alea două, trebuia să fii cel mai bun de acolo, știi? Am înțeles. Ori noi eram clasă de filologie într-un liceu care în principiu era mate-fizică și informatică și o demență de genul ăsta. Aveam trei clase de informatică, celebra glumă pe care am mai spus-o pe unde am mai prins-o. Noi matematică n-am prea făcut, că eram la filologie. Noi eram pe creativitate, pe demențe, pe limba română. Mă rog, majoritatea colegiilor mei sunt acum pe bănci, contabili, trecem peste, profesor la ISE, la economie, la Cluj. Dar ce vreau să zic este că în clasa aia era practic polul de creativitate a liceului. Da. Eu în clasa 12-a, țin minte, am intrat într-o clasă, m-am dus să-i vizitez pe aia de la clasa de info, și terminase o oră de info, nu știu, de matematică, de dracu știe ce, și am intrat acolo, man, și era plină tabla de litere adunate între ele. Și zic, bă, matematica pe care am învățat-o ea cu cifre, mă, ce dracu calculați între voi? Cum să calculez, mă, litere? Cum să pui o literă ori o altă literă plus altă literă? Ce dracu e asta? Deci tu, adunați-vă un deci pic, tu, de-aia nu știu, deloc matematică. Leșinat, sunt complet pe lângă. Bine, am o poveste cu matematica, că știu de ce, în clasa 6-a, a trebuit să aleg între română și mate olimpiada de județ, că erau în același timp, am ales română, profa de mate s-a supărat, mi-a dat, de atunci nu m-a mai scos din note relativ. Și ai ajuns să urăști. Și da, mi-a zis ok, la revedere. Altă intersecție, știi? Dar ai ajuns în București. Da, frate. Care a fost primul job? Păi colaborator la Academia Cățavencu. Și pe ce zonă scriei? Era o rubrică, se numea România, mici fragmente din neant. Așa? O coloană așa, în pagina 6-a, parcă, whatever. O coloană cu niște mici pastile. Îți aduce aminte cea mai reușită pastilă? Cea pentru care te-a felicitat toată lumea să fie la modul bămești? Bă, da. Ah, fuck, stai un pic. Hai, caut acolo. Că tu ziceam de Alzheimer. Era ceva cu mașină de gunoi. Ok. Cu mașina de gunoi, nu mai știu cum naiba era, fucking hell. Băi, erau momente pe care le vedeai, te întâlneai cu ele. Atunci era metrou, mă plimbam cu metrou, mă plimbam cu... Aia era un fel de statusuri de Facebook, ce glumele de pe Facebook. Asta de era acum. Moment, da. Aia, ce fix, acum, că vezi da. O fază, plac, aici ai dat-o. Asta era, da. Doar că era, eu trimiteam 10 și ei publicau una sau da, două. Da. Că nu erau toate la nivelul Academia Cățavencu, era, trebuia să o înțelegi. Da, eu da, n-am da. Înțeles-o mult timp. Era o publicație pe care trebuia să o înțelegi. Și când aveai de click-ul, o iubeai cu da, toată ființa da, ta. Da. Era altceva, era cu totul oamenii de acolo, fabuloși. S-au spart, l-am dat, s-au certat. Fix asta mă gândeam cu Cățavencu, când s-au spart... Da, s-au certat, s-au spart. În fine, nu mai eram pe acolo, n-aveam nicio legătură, dar și oricum eu n-am fost, cum să spun, nu eram angajat, eram colaborator. Treceam... Câștigai vreun bani din asta? Ia povestește da. Până aranjezi o cameră. Câștigai bani? A, trebuie să vorbesc acum? Da, păi câștigam, dar nu erau mulți, adică să ne înțelegem, foarte puțini. Dar pentru mine erau minunați, ai mei n-au bani, nu? Adică nu m-am născut. Băi, extraordinar că ai câștigat bani din primul job. Bani cu care, nu știu, plăteam, I don't know, cumpărăturile la supermarket o dată sau de două ori, nu știu. Știi? Și da. Erau... Următorul job după Academie? Păi următorul job după Academie a fost, nu știu dacă se pune, m-am întors după primul an de facultate la Bistrița și alea trei luni de vacanță. A, așa. Cum ar veni acum, că suntem, uite, noi filmăm asta cât 16 iunie. Da. E, și în 16 iunie s-a terminat școala și a plecat fratele tău la Bistrița între anul 1 și 2 de facultate și am stat 3 luni la Radio 21 Bistrița. Ah, ok. Deci... Unde am făcut, eram omul de pe tehnic, plus voce pe niște spoturi, plus producție de niște spoturi, la nivel creativ and so on. Tu aveai 19 ani atunci, 20 de ani pe acolo. Da, nu? 19, plus emisiunea. Eu încă mamă, aud la radiouri muncă, în Bistrița bă, niște reclame. Niște reclame cu vocea mea de atunci. Vă bune? Da, s-au reciclat. Dar primești tu niște drepturi de autor de acolo? Da, ca actorii, nu? De la Dan Meș. Da. A făcut încă milionar de datorită. Da, nu. Și cum ai ajuns în zona de presă auto?
La ce distanță? Păi eram la finalul acelei veri, mi-a sunat telefonul. Ah, ok. Că eu trebuia să vin înapoi și nu știam unde să stau, că am stat un an de zile la o doamnă, doamna Bojinescu, 81 de ani, Bulevardul Timișoara, în gazdă. Și era făcut armata acolo, men, cu doamna. Doamne ferește, trebuia să te dezbraci, să-ți dai jos pantofii, Adidas și whatever, afară. Nu calci în casă cu ei în viața ta. Îi luai în picior, îi luai în mână, aveai un loc în cămară, în capăt. O de asta. E, și după aia trebuia să îmi găsesc un loc. Și din fericire, după primul an de facultate, am primit bursă. Opa, bun. Fratele tău era capabil, practic. Și am primit bursă și o cameră de cămin la Grozăvești. În Grozăvești, la, în fine, că eram la Leu. La ceva petrec și ai mișto? Nu știu, că eu nu scu astea, ți-am zis. Ah, ai deși. Dar n-am stat în cămin în niciun moment. În ah, okay. Pentru că am decis să nu stau, că nu-i de mine. Știam, n-am treabă cu subiectul. Uh-huh. Eu nu beau alcool, n-am băut în viața mea, nici acum nu. Așa, nu juram pe vremea aia. Eram un tip super liniștit în treaba lui. Bă, repet, am fost bursier după primul an de facultate la jurnalism. Ce vrei mai mult? Ești cu alte cuvinte un tocilar. Un tocilar, dar de la care nu prea învăța, că nu-mi plăcea, să n-aveam cum să citeam ziarele de sport. Mi-a zis proful de român acum la 20 de ani. Bă, e prima dată când spun asta. M-am văzut cu el și mi-a zis: tu nu luai 10 la teză că scriei ce trebuie să scrii. Tu plecai de la ce trebuie să scrii și era în drumul tău, așa, o luai exact cum scriu cronicile de tenis acum, știi? Eu încep de la meci. Da. Aia n-am nicio treabă cu meciul meu, adică suntem pe lângă subiect. Da. Că sunt unii care nu știu ce fac eu acolo și intră prima dată, citesc și spun: bă, ce, ăsta n-a văzut meciul? Bă, ai văzut și tu meciul pe flash score, că nu scrie nimic despre meci. Bro, bine ai venit, prima oară pe la noi, nu? Adică n-am nicio treabă, na, îți dai seama. Și mi-a zis proful, știi? Nu luai 10, luai 10 și uite, încă o dată, jos pălăria pentru el. Luai 10 pentru imaginație. Pentru că fratele meu, la română, nu trebuie să scrii mecanic după comentariile altora. Lasă-l pe ăla, vezi că e diliu și apreciază, scrie. Creativitatea, da, apreciază imaginația. Asta au făcut oamenii. Cât de mult contează un profesor adevărat. Mene, mi-au schimbat cât viața, de mult contează. Efectiv, un mi-au schimbat viața. M-au transformat dintr-un om care nu știu ce aș fi făcut. Habar n-am ce aș fi făcut, da? Ce ar fi făcut omul, dacă are așa, în mine, în eu, în ăsta de acum. Ce mișto. Poți să-mi dai să scriu despre farduri? Zicea Marius Matache, Mache. El a vrut. Bă, tu dacă te vrei, a scris asta și țin minte mereu, dacă te pun să scrii despre vreme, bă, scrii și eu citesc, că e mișto. Da. Eu nu știu că fac asta, o fac nu mecanic, adică nu pot să zic mecanic, dar o fac din instinct, din reflex. Da, corect. Îmi vine, na, nu e ca și cum... Spune că a sunat telefonul. A sunat telefonul și a sunat un tip de la o revistă auto și a zis: uite, am fost la o profesoară de la tine de la facultate și am întrebat cine s-ar potrivi să scrie despre mașini. Și ea mi-a dat numărul tău. Ce zici? Ce a zis: bă, bossule, eu mă uit la Formula 1. Asta era legătura mea cu mașinile, înțelegi? Ai mei n-au avut mașină în viața lor. Nici o treabă. Știam. He, nu poți să nu știi. Că te naști cu, mă înțelegi, și da, știi. N-ai, asta e viața. Trec pe lângă tine, le știi. Doar că noi am avut și handicapul comunismului, unde nu existau mașini la noi. Cultura auto era... Există câteva generații la noi, dintre care asta în care eu m-am născut, care n-au avut timp. Deci ei, mai bătrân decât noi, cu vreo 10-15 ani, au prins în comunism, au fost îndeajuns de maturi încât să prindă niște glimpsuri din revistele de afară, uh-huh, să ajungă la ei, să le citească, să se prindă că, de fapt, auto e mult mai mult decât Dacia 1310, da, sau ce dracu era. Da. Noi ăștia, din 84 sunt eu, da, 80 plus, leșinați. Deci noi ce să știm? Noi aveam 5 ani când s-a terminat cu Ceaușescu, am crescut cu abțibildurile, da, turbo, da, da, cu astea, turbo, astea da, erau, știi, asta era cultura mașinile noastră auto. Așa e, așa e. Orai noștri zero, că și asta, cultura auto de afară, vine, bă, din părinții care te-au dus la motorsport. Eu când m-am dus la Le Mans, la cursa de 24 de ore, bă, n-am înțeles ce e acolo. Bă, 400.000 de oameni în același timp, mai mult decât pe la orice meci de fotbal ever. Și stau 24 de ore cu corturi, cu grătare, stau aia pe margine, noaptea, ziua, e demență, un weekend întreg de vineri până luni, acolo sunt. Și văd cursa asta de la calificări până să te... Și care e esența, Le Mans? Ca fix acum a fost. Cine a câștigat? Get together-ul, frate, din perspectiva spectatorului.
Oamenii se adună la cursa de la Le Mans cum ne adunăm noi la zim ceva. În familie, nu știu, la ziua... Da, poate... da, înțeles. Deci asta e toată esența. Ce mașină a câștigat acum? Ferrari. A câștigat Ferrari, după 50 și ceva de ani, 60 de ani. Pe parcă. Bune? Da. Ce tare. 58 de ani, da, parcă. Okay. Știi, Ferrari la clasa aia de hiper concepte, caruri, whatever cum le spune acum. Felicitări Ferrari și din partea noastră pe această cale. Sigur vă uitați la acest podcast. Bineînțeles, acum Montezemolo se uită pe șef. Așa, Enzo Ferrari, moș mort se uită. Da, bun. Da. Și asta spun, deci noi n-am avut cultura auto și neavând cultura auto, nici la mine nu s-a prins. Nu s-a prins, ai mine n-au avut carnet. Oh, ok. Permis, niciunul, n-am avut, n-au, nici acum n-au. Tu când, la ce voie să ți-ai luat permis? La, în acea vară, 3 luni în care am lucrat la radio. A, deci tu... După primul an de facultate. Poate ți-ai atras tocmai așa, că ți-ai luat permis sau ai atras telefonul? Am sumă de întâmplări, am fost 3 luni acasă, am lucrat la radio, doamna aia de acolo de la radio, Viluța Mihaela Brătfăleani, îi mulțumesc și oricând vorbesc despre ea, pe această cale, mi-a zis... Ok, nu o să fii plătit, dar o să reușim să facem una alta cu tine. Și tu de ce ai nevoie? Și eu am zis, bă, telefon, apară foto. Ești nebun, ce poate să vreau un copil din 2000 plus la momentul. Și a zis, bine, mai faci și școala de șoferi. Super. Și am zis, dar nu-mi trebuie. Bine. Ok. Dar nu, că eu nu. Eu eram pe ideea aceeași cum, acum gândesc despre motociclete la fel. Țara asta, eu respect pe toți motocicliști și știu senzațiile de pe motor, cunosc, dar mi se pare că nu-i țara potrivită. 100%. Și am asta, e ca și cum mai merge în chiloți în Iran. Poți, dar nu indicat. Pe mine este, știi? Așa și cu mașinile. Eu ziceam, bă, eu nu pot să fac ceva ce nu depinde de mine. Eu sunt absolut convins că eu dacă iau carnet, permisul de conducere, o să fiu super safe pe mașină. Bă, dar vii într-un camion pe contrasens, ce îi fac? Și mereu am trăit cu asta. Eu nu am nevoie, nu sunt. Și a venit doamna, da, Viluța, care era și directoarea radioului și a zis, tu faci școala de șoferi, acum vara asta. Bă, îmi trebuie, nu știu, bă, o faci. Și am făcut-o. Ce chestie? Și am făcut-o. Și la o lună distanță m-a sunat ăsta. Carnet ai, nu? Da, pe cum de la ce revistă era? Că nu Auto Show. Nu mai e. Și deci asta m-a sunat, ok, hai, nu știu ce, vin la interviu când vii la București. Într-o săptămână sunt acolo, perfect. Și asta m-a întrebat, permis ai, nu? Bă, cum să n-am, ești nebun? Păi n-am eu. N-am permis? Păi cum să n-am, boss? Din totdeauna era cal, puneam mâna pe el să vezi cale. Știi? Și m-a chemat la interviu, frate. Și am venit la interviu la București când am venit la anul 2, da, în fine. N-am stat în cămin, că am stat din nou în gazdochirie, cum îi zic eu, că eram în gaz de la un tip de vârsta mea. Cumva, adică eram ca în chirie, dar era casa lui. Așa? Și am venit și m-am dus la interviu. Și la interviu a fost pe ideea, hai să vedem, că descris, știi să scrii? Zic, mă, nu știu ce să zic, probabil, dăm să scriu, am scris, e bine. Așa, și m-am întrebat, țin minte, din nou, știți, momente dintre astea, m-am întrebat despre ce îți place să scrii, am zis, bă, despre motorsport, poți să scriu cât vrei tu, mă uitam la Formula 1, fan Schumacher, în fine, pe vremuri. Cât vrei tu, nu e problemă. Bine, dar de mașinile astea alte, mă zic, învăț. Efectiv pot să spun că învăț. Adică știu, nu știu detalii, știu în mare ce se întâmplă, știu mărcile, știu modelele, e ok, nu mă iei de pe stradă. Și știu că m-a întrebat asta, Costi Bacheș, fratele meu, prietenul meu acum, Costi, m-a întrebat așa, meșter, dar ce e la SP, știi? Și i-am zis, nu. SP-ul are legătură cu ăla să nu se ducă mașina de cur? Da, mă, Electronic Stability Program. Așa, bun. Nu, da. Acum pentru mine a fost o probă acum, da, ca să... Da. Trânează câte o rată ca să nu dacă iau interviu. Ca să nu te vergi de pe șosea. Așa, da. Și el a zis, ok, faptul că ai răspuns așa, te califică. Pentru că vin mulți... Ce ai răspuns? Nu, n-am nicio treabă, habar n-am. Ah, sper. Și el a zis, bro, să știi că aici vin oameni și zic, știu. Și când îi întreb ce e, nu știu să spun. Mamă, care ești sincer. Dar sincer, ce dracu să spun, ești nebun? Și țin minte și acum, primul articol am scris despre noua generație Mercedes Mele, pe vremuri. Despre Meleu, Meleu, primul articol, pe Meleu? Da, tati, după comunicatul de presă, cum se zice aici, pe sud. Așa.
Și uite de aici, am stat un an jumătate, apropo, știi că toți spun, bă, mă duc în presă auto și ca să testez mașinile și, mamă, viața mea, cer mașini la test. You know? Da, exact. I hate that. Știu, sună ciudat, mega ciudat, dar eu nu cer mașini la test. Tu le cumperi? Nu. Ți le cumperi? Domnul Țiriac, nu, treaba e felul următor. Treaba e așa. Eu, când am început să lucrez la, în presă auto, jumătate de an am zis, ok, eu nu mă pricep la asta. Știu să scriu, dar nu știu să scriu despre mașini. Sau știu să scriu despre orice, dar nu știu mașinile în halul în care ar trebui. Bă, un jumătate de an am observat, frate. Am stat cu oamenii, am citit tot ce am putut să citesc. Toate revistele, tot ce venea în redacție, comunicate, o grămadă de cataloge. Erau niște cataloge imense făcute de Revue Automobile, o publicație franceză. Și venea la salonul auto de la Geneva în fiecare an cu toate mașinile din lumea asta. Un catalog anual era schimbat, cu toate versiune. Bă, le luam scoarță-scoarță, bam, 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 bam. Bă, la de anul trecut, dă-mi-l, da, 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 tot. N-am pus mâna pe volan jumătate de an, pentru că îmi știam locul. Știam ce știu să fac, știam ce nu știu să fac. Și am preferat ca 6 luni să citesc tot ce pot, să învăț tot ce pot de la oamenii aia. Din fericire era și o echipă de la care chiar aveai ce să înveți. Oameni cu experiență. Și țin minte și acum, prima mea mașină condusă, doamne, mi-au dat ăștia un Citroen C3 pluriel, cu care m-am dus până la Bila să cumpăr mâncare, că aveam redacție undeva în primăverii. Man, avea o cutie ciudată, eu nu condusesem automată, stai jos. Aia era o automată, dar robotizată, o chestie ciudată, care mie mi s-a părut SF, mi s-a părut, mamă, ăsta e monopost, rup. Și apoi a doua a fost Maserati 4 porte. Because why not? Adică, you know, am sărit repede pe scările ierarhice. Și cât l-ai condus? Cât timp l-ai avut? Foarte puțin, am vrut doar să văd cum e și am văzut cum e și am zis, aha, bun, ok. Deci acum am o imagine, o plajă a industriei, știi? Na, ulterior a fost primul meu test pe bune cu un Kia Cerato, când Kia era leșinată ca marca, acum este o marcă fabuloasă. Da. Era numai Dacia a mai evoluat ca cum a evoluat Kia, dacă îmi permiți. Și așa, pe partea de electric, ce frate, ce ai reușit să fac Kia? Hyundai Rup. Nu mai am mașină de la ei, de la Hyundai. O să vorbim și despre Hyundai, exact. Despre electric. Am electrică, ce Dumnezeu. Da, așa, e, am și deci asta vreau să zic, eu n-am intrat în presă auto că eram nebun cu postere pe pereți. Da, nu. Tu ai știam învățat. Știam ce înseamnă. Poți să opăr. Deci știam ce înseamnă 911, știam istoria mașinii, știam ce a făcut în motorsport, știam ce înseamnă în Ferrari, știam lucrurile astea. Dar nu știam ce fel de motor are Kia Cerato. Înțelegi? Corect. Asta nu știam. Am aflat atunci pe loc. În acele și luni. după un an, așa, la autoshow, m-au sunat niște oameni că fac un site auto. A, și tu imediat te-ai dus după aia la automarket? Da, exact. Incredibil. Da, m-am dus ca un om care să lucreze acolo, să scrie acolo. Și după, nu știu, cred că a durat jumătate de an până a venit domnul boss de acolo și mi-a zis, auzi, ia că tu ești acum redactor șef, starting now, you know? Da, și de acolo... Câți ani ai stat acolo? Foarte puțin, 15. 15 ani? Da. 15 ani, da, 15 ani. Până în 2020 decembrie. Și în 2021 ai lansat... În 2021, 1 martie, s-a lansat autocritica.ro. Da? Am fost la automarket înainte, că n-am, zicem, adică... Normal. 15 ani, bă, băiete. Eu le mulțumesc, ascultă-mă. 15 ani într-un singur loc de muncă, bă, băiete. Am plecat de acolo, cum să zic, am plecat de acolo rupând brusc, pentru că, mă rog, dar... Le mulțumesc în continuare oamenilor pe unde îi prind, nu m-am mai întâlnit cu ei de atunci, dar pe unde pot să vorbesc despre ei. Pe lângă toate păcatele și așa, astea peste tot, nu cred că există un loc absolut. Ăla e locul în care m-am format. Deci da. Nu există discuție. Deci nu, n-am nicio... Le mulțumesc pentru context, hai să spunem așa, știi? N-am nicio. Super tare. Da. Și ai făcut... Dar uite, o chestie interesantă. Că povesteai tu că ai făcut... publicația asta de la tine din mansardă. Autocritica, da. Și că acum fiecare lucrează de la el acasă. Tu cu colaboratorii tăi, toți... Absolut, fiecare de acasă. Și de tu ai prins vremurile când se lucrea din redacție. Da, mă, da, eu am avut redacție. Am avut redacție în sensul clasic al cuvântului. Mergeam în fiecare zi, plecam de în Crângaș, unde stăteam eu până în primăverii, cu metrou,
De acolo pe jos citeam ziarul, bineînțeles ce drag să fac, asta făceam, citeam ziarul până la redacție pe jos, pe lângă ambasada, nu știu ce ambasada era pe acolo, Peru, Coreea de Sud, nu mai știu ce era. Cum ți se pare că s-a schimbat toată chestia asta așa, de la citi ziarul, mers în redacție, la totul digitalizat, fiecare lucrează de la el de acasă, ai făcut photoshooting-ul, ai trimis pozele, le-ai pus pe site... Bă, ai o prezență foarte puternică pe Facebook, am văzut, ai eu, din punct de vedere vizual, când mi-apare ceva de la voi, știu sigur că e de la voi, arată... Păi e lucrată, e studiată, așa, da. Cum se pare, cum ai asimilat tranziția asta de la... Păi nu, eu am prins foarte puțin, adică încă o dată, eu am lucrat în presa scrisă un an. E adevărat, în anul ăla, pe lângă faptul că am avut perioada de învățare, ulterior perioada în care m-am adaptat, am văzut ce fac ceilalți și am început să copiez lucrurile bune de acolo, am început să scriu la multe lucruri. Deci făceam, în ultimul an la Autoshow, scriam la Autoshow, scriam la revista 4 Ruote, ediția românească, s-a făcut și asta, tot noi o făceam acolo, puneam voice-over și făceam texte la emisiunea Autoshow de la Realitatea, pe vremuri. Ok. Adică eram voiceover acolo, că făcuse radio, știi? Da, în fine. Și mai erau câteva suplimente dintre astea, care se numea suplimente, acum ar fi reviste în toată puterea cuvântului, 4x4, whatever, și acolo scriam. Adică scriam în multe locuri, fiind în același loc, de fapt, în aceeași redacție. Redacția m-a ajutat pe mine să... Adică eu, de exemplu, acum nu știu cum s-ar putea dezvolta un copil, cum eram eu, fără să aibă în jurul lui oameni. Repet, eu am învățat din observație. Exact. Și din întrebări, că nu mi-era rușine să întreb. Bă, știi ce am întrebat la un moment dat? Bine, are treabă cu auto. Eu veneam tată de la Bistrița și nu știam ce sale. Și la un moment dat am văzut, acum o fac de rușine, probabil râdeți-mă, dar râdeți-mă ce. Și am zis, bă, ce e la Voucher? Că văzut să nu știu unde, Voucher. Păi nici eu nu știu ce e ăla. Și ăștia s-au crăcănat 20 de minute, au râs. Și când și-au reluat aerul, au zis, nu e Voucher, măi, voucher. Când de unde se știu, mă, ce e în 2001? Voucher, voucher. 2004-2005, în fine. Voucher, frate. Mi se pare corect, frate, erai un copil, cum ai zis tu, aveai 20 de ani. Eu am făcut franceză, mă, 11 ani. La mine, când am văzut acolo și eu, Voucher. Voucher, je parle français très bien. C'est pas anglais, oui. Wow. Da, în fine. La Automarket ați avut redacție? Am avut redacție, da. Da, am avut redacție, da. Am avut redacție până în ultimul moment. Da, Și asta mi se pare interesant, că deci ai luat rețeta de, ați avut rețeta de revistă scrisă clasică, da, și am mutat-o, implementată în online. A fost o efectivă perioadă de tranziție, logic, dar să știi că n-am avut redacție ca aș fi vrut eu neapărat să am redacție. Am avut redacție că așa era acolo. Da. Așa se dicta locul în locul. Și acum respectiv. Ți se pare că lucrează mai bine așa remote? Acum e alt concept. Deci autocritica față de automarket e un concept complet diferit. Uh-huh. Noi nu scriem, nu suntem uzină de conținut. Da. Nu scriem să fie mult și mult, să da. Facem da. SEO, da. Google, rupem în două. Da. Tocmai pentru că am decis la un moment dat că vreau să-mi facă plăcere ce fac eu, vreau să scriu cu mândrie, vreau ca semnătura mea pe un articol să fie cu mândrie pus acolo, cu poză, ceea ce se întâmplă foarte rar în momentul ăsta în presă, acum nici nu mai semnează, că scriu inițialele în cel mai bun caz. Mm-hmm. Editor BR, te-am pupat, la revedere. Mm-hmm. Nu, la noi se scrie, se publică un articol mare pe zi, asta în contextul în care echipa de colaboratori din spate și de angajați, în fine, din spate, lucrează mult la câte un articol. Câți oameni sunteți? Plus minus. Nu. La nivel de ce? La nivel de... Colaboratori, oameni care semnează pe autocritica. Da. Bă, sunt 7-8, nu știu. 7-8, da. Ok, așa. Cam așa. Scuze, eu te tot întreb. Da, nu, e normal. Așa. Deci vreo 7-8. Da. Cu fotografi, chiar mai mult, poate. Dar, repet, autocritica a fost conceput ca un proiect atipic. Nu are bannere. Uh-huh. El nu e un site auto clasic. Nu intri și vezi un milion de bannere. Nu. Am vrut ca experiența utilizatorului, UX, UX-ul, să fie la nivel ultra înalt. Să fie, mi l-am imaginat ca pe o revistă digitală. Că nici în revistă nu ți-ar reclame digitale, da. Pasă aici, dă-o pe asta, dă-i cu X ca să poți să citești conținutul. Da, da. Nu, e conținut lucrat de oameni care știu să scrie foarte bine,
care și scumpi din cauza asta, dar, sau mă rog, dar datorită exact, din cauza. De asta autocritica e autocritica și se scrie altfel acolo. Sunt articole lucrate foarte mult, apăsate, așezate, câteva zile de lucru la câte un articol, nu există, am scris o știre și asta e, uite, acum două ore am publicat, nu. Există și o secțiune de știri, dar pe noi am transformat secțiunea de știri în feed-ul nostru de Facebook și de Instagram. Deci pe Instagram autocritica și pe Facebook autocritica, intri și îți primești știrile în formatul vizual despre care tu vorbești, știi că e altceva, știi că îl vezi. Da, exact. Și știri scrise pentru oricine, nu pentru oamenii care știu auto. Și voi monetizați prin proiectele speciale. Noi monetizăm prin proiecte speciale pe care le facem în fiecare an și prin faptul că fiecare secțiune, am încercat ca fiecare secțiune de pe autocritica să fie powered by somebody. Super tare. Powered by somebody înseamnă că timp de un an de zile noi nu avem treabă decât să scriem calitate și acel brand care este susținător acelei secțiuni este singurul care apare acolo. Are exclusivitate pe acea secțiune, prin inserturile pe care le are. Super. Și aceste colaborări sunt integrate, adică nu, cum să spun, secțiunea de teste nu e powered by BMW sau powered by, nu, e powered by o benzinărie. Da, ca să poți să-ți păstrezi obiectivitatea... Cât ce vrei mai simplu decât atât. Eu îmi scriu despre mașinile mele, ce vreau eu, power by așa. Secțiunea de showroom, unde ai toate prețurile mașinilor din România, mașinilor noi, cu date tehnice, cu tot ce vrei, dacă vrei să-ți iei mașină nouă, te duci acolo și vezi cât costă prețul de listă, bineînțeles, este powered by o companie de leasing operațional. Nu zic acum ca să nu te bagă, poate ai alte combinații. Nu, n-am nicio combinație. Poți ai autonomii în cazul ăsta. Deci ai leasing operațional și ai acolo prețul pe lună pentru... A, poți să ții prin autonom? Chiar nu știam acum. Bă, pare că e reclamă. Nu, te duci acolo și vezi cât costă mașina, cât te costă pe lună, clic, te duci la ei și te rezolvi. Hai noroc, la revedere. Avem o secțiune numită Green Zone, care e făcută cu niște unii care pun stații, au stații de mașini electrice, whatever. Am lucrat cu ei. Nu știu dacă pot să zic brandul mai spune tu, frate. NLX. Da, așa, chiar mă gândeam NLX. Da. NLX. Băi, nefiltrat, mă. Hai să vă uiți și spui ce. Nu știu, că eu nu vreau să încurc. Deci aici în spate nimeni nu mă plătește momentan. Uite, colonelul acolo, e Jack Dennis, toată lumea. Deci că oricum eu nu beau, să știi. Sunt pasiunile mele. Se vorbește despre orice, frate, aici. Și chiar dacă era sponsor E.ON, să zicem, nu era nicio problemă să zici NLX. Normal, secțiunea asta Green Zone este o secțiune foarte mișto, că e făcută, nu-i despre mașini neapărat, asta spun, site-ul ăsta nu-i despre oameni, nu-i pentru oameni care citesc mașini, nu-i pentru pasionați, că am avut o revelație că ghișce, non-pasionați sunt mult mai mulți, ghișce, știi? Și atunci de ce să scriu pentru pasionați când eu pot să scriu despre toți oamenii care ar putea să citească despre zona auto și foarte frumos. Green Zone este despre panouri solare și la cum ne ajută ei, despre cum se dezvoltă bateriile de mașini electrice, ce elemente sunt în baterie în so-on. Voi aveți și podcast, mai aveți? Avem și podcast. Mai aveți? Podcast autocritic, cum să nu? E în continuare? Da, odată la două săptămâni. Luni înregistrăm, azi e vineri, luni înregistrăm al 70-lea episod, dacă nu mă știu. Super, link în descriere. Cum e să fii antreprenor, frate? Că de 2 ani, 2-3 ani ești antreprenor. Cum e să fii antreprenor? E frumos și greu în același timp. Greu pentru că ai responsabilități mari, știi mereu că la final de lună trebuie să-ți plătești niște oameni care au lucrat. Eu am și această ambiție de a-i plăti în momentul în care a venit factura, am plătit-o și știi bine cum e piața la noi, că ori cu cine lucrezi nu te plătește nimeni la timp, ci la 30-60 de zile. Da, corect. Încerc să driblez treaba asta cât pot, e complicat, dar ai această responsabilitate. Oamenii care ți-au lucrat trebuie să fie fericiți. Eu asta am în cap. Normal. Bă, ești fericit că lucrezi la noi, că scrii, că semnezi pe autocritica, ești fericit că ai lucrat cu noi, ești fericit că ești acolo. Și ești mândru că faci treaba asta. Nu vreau ca nimeni să fie acolo și zică, bă, cu cine mai lucrezi? Mai sunt unii în auto, știi? Uh-huh. Nu. Ori ești, ori nu ești. Easy. Bun? Dar în același timp, responsabilitate, ok, stres, uneori haos, că se întâmplă, sunt momente în care proiectele vin peste tine și ai multe de făcut, vânzări, you know? Bă, dar e frumos. Adică e cu totul altceva, nu credeam că o să pot să fac treaba asta vreodată, că, repet, nu vin într-o familie, eu nu știu, educație financiară la mine a fost, am povestit, eu am avut un credit în franc elvețien și asta e tot ce trebuie să știți despre educația mea financiară. Anyway, pe care l-am plătit
integral. Păi doamne, despre ce vorbim? L-am plătit integral? Ia, mi-a zis înainte, că noi am avut o discuție de vreo jumătate de oră înainte să începe podcastul și așa, i-am zis, ai spus atât de multe lucruri mișto încât trebuia să filmăm, știi? Deci. Spune-le oamenilor cât valoarea apartamentului. Cum ai făcut? Care a fost combinația, de fapt? Păi bă, băiatule, că mi-ai zis că mă uitam ce? Am făcut un credit în franci elvețieni în 2007. Așa. Și după ce am plătit 15 ani rate, care au ajuns să fie mari, men, că sunt franci elvețieni, you know? Așa. Adică nu-ți intru în detalii, dar mari. Cât ai dat pe apartament? Deci cât costa apartament? A costat 74.500 de euro. Și rata ta... Plus că am mai făcut un credit, că era ca pe vremuri, făceai un credit ca să dai avans. A, da, 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 da. Deci am făcut un credit ca să... Educație financiară level 0, nu, deci nu faceți ca mine, asta e de vă zic să nu faceți. Această secțiune este susținută de BCR, de, școala de bani. De ăia cu zimă, ăia cu, îți dau credite, stai mâna după. A, nu, că vreau să zic că știu că BCR-ul are, asta, da, școala, are da, educație da, financiară, da, da. Pun mult focul, știi? Și zic, exact. Educație financiară, cum să nu? Păi, da, așa. Cum între timp am învățat, dar am învățat pe pielea mea, ceea așa, ce deci, e cel mai bine. Apartamentul era 74.500, am mai făcut... care în franci elvețieni a însemnat 105.000 de franci elvețieni. Așa? Nu, mai puțin. 105.000 de franci elvețieni a fost în total. Așa, așa. Deci a fost 74.500 apartamentul, plus vreo până în 100.000 de euro, adică diferența, 25.000 pe care am luat un credit de nevoi personale, din care am plătit avansul pentru apartament și cu restul l-am făcut, că n-aveam bani să mi-l facă, era o okay. Peștera, deci a luat 100.000 de euro. Într-un bloc din 68 în Titan. Așa. Așa. 100.000 de euro, deci da. Deci asta era înainte de criza financiară. Da, exact. Așa. Așa. Înainte nu, să zbori da, în... Da, nu, a fost, da. Așa. În deci Islanda. 100.000 de euro. Așa, 100.000 de euro. Asta înseamnă 105.000 de franci elvețieni pe creditul de apartament și 100, în total au fost 164.000 de franci elvețieni. Așa, bun. Deci imaginați-vă că la un moment dat francul elvețian s-a făcut cât euro. Și eu plătisem de nu știu câți ani, 5, 10 ani, whatever, și eu aveam în continuare de plătit 140.000 de euro, gen. Eu nu, 130.000 de euro, că vreau să-mi oricum dobândă. Și mi-a zis, bă, stai un pic, că nu e bine. Și s-a făcut rata cât casa, în son, în fine, la un dat, am dat, nu știu de gata, banca, a fost dalea cu proces, cu demență, am și câștigat, că ne luau, pe lângă că am luat și țeapă cu Francu, ne luau și nu știu ce comision de risc. Riscul fiind totul la tine, că tu, dacă se creștea de tine valuta, totul riscul în fine. Deci, adică aveam toată asigurarea. După 15 ani de plătit. După 15 ani de plătit rate, am vândut acel apartament, am mai pus 15.000 de euro și am scăpat de credit. Nu faceți ca meșter, da? Nu încercați așa ceva la casă. Bă, băiete. Da, man, nu. Fuck me. Lasă-mă, dăm pace. Bă, dar nu stăteam eu ce bine, stăteam acum 15 ani. Bă, tatu, își dai seama câți ca tine au fost? Știu. Și eu, bă, am că avut, probabil, stai liniște, hai să zic ceva. Stai liniște că probabil și eu, dacă eram, la momentul ăla, și eu eram unul dintre bă, cei eu, care mie mi s-a așa. Spus așa, tu ai de plătit cât poți să tu să plătești pe lună? Și ai zis, mă, nu știu cât pot, 15 milioane pe vremea aia, 1500 de lei, sau nu știu cum era. Bine, hai, și s-a făcut, cred, și e bine în 1900? E bine de la așa, că e ok. E morțișorii lui, că-ți vui, dă-i, că e ok, mai pun niște bani și rezolv. E casa mea, nu? Cât era rata în 2007-2008, când era haos imobiliar, că nu știi dacă știi, nu știu dacă știi. N-am era un bol mare, da. Erai copil atunci. Da, nu? Da. Că apartamentul meu din Colentina era la fel, 200.000 de euro, da, ceva mă, da. De genul. Era rata la fel, înțelegi? Era 305, nu știu, whatever, de euro rata. Și am zis, bă, ca de obicei, această vorbă, dar la final... îmi rămâne mie. Înțelegi? Na, și acea rată s-a transformat la un moment dat în 4.000 ceva de lei, men, pe lună. Asta, așa s-a ajuns, știi? Ori, la un moment dat îmi rămâne... De asta, când vorbim despre mașini acum și de leasing operațional, by the way, știi, când îți cumperi mașina și la final îți rămâne ție, e bine, dar uneori e mai bine să nu ai mașina. O închiriezi pe termen lung, dai niște bani pe lună, plătești o factură și nu te interesează nici revizii, nici nimic. Ia ta. Corect. Nu închiria de la rentă car clasic, leasing operațional un pic diferit. Anyway, scuze-mă. Okay. Paranteză închisă. Nu faceți ca mine, nu faceți credit în francele vețieni, deși oricum nu mai puteți, dar nu faceți nici în, nu știu, zimă alea botsoaneze. Pule? Nimic din nu ce mi se pule. Pare ciudat. Nu e bine. Pule prieteni. Sau puli? Care e? Bă, o pula, știi... două puli?
Apropo de... Nu mă referi la monedă, că știu că dacă vorbim de organe... Puluri, probabil. Apropo de... Au făcut mulți asta, În grupul ăla în care am dat în judecată banca au fost mulți și, din păcate, am trecut și prin momente în care oameni s-au sinucis din cauza asta. Absolut. Și n-a fost ușor pentru nimeni. Sunt mulți oameni care, da. Și cred că mare parte din vină... Vina e împărțită, oricum, ca de obicei, ca în viață. Dar mare parte din vină e la BCNR, BNR, care a acceptat această valută și mai era o chestie. Eu, exemplu, statul trebuie să reglementeze. Adică Banca Națională Română trebuia să reglementeze. Băi, eu nu știu. Eu sunt un imbecil din Bistrița care a venit să-și facă un credit. Spune imbecilului ăla, la fel cum îi zici, pune-și centura că altfel mori. Că e o lege. Nu ai voie pe telefon când conduci că altfel poți să omori un om. Da. Așa spune, vezi că n-ai voie franc elvețien, că e risc valutar acolo și s-ar putea să te sinucizi. Da? Na. Băi, discuția despre educație financiară e recentă, de câțiva ani. Trebuie discutată. E mult de discutat mult, în direcția asta. De asta zic, acum am business, încerc să învăț de la alții cât se poate și să nu fac eu după capul meu, cel puțin la început. Până acum mi-a ieșit, vedem noi. Băi, asta au zis și eu din experiență personală, în momentul în care am trecut pe barba noastră, într-adevăr e greu, noi nu avem angajați ca tine, mă rog, e rar și care ne editează vlogurile, e o persoană, avem angajați, să zicem așa, poate, na, se vor extinde lucrurile la un moment dat și vom avea angajați la plural, însă e într-adevăr, e satisfacția că produci pentru tine și produci niște bani mai bine decât atunci când ești angajat. Dar cel mai greu lucru e faptul că nu ai siguranță. Pe de altă parte, nici la locul de muncă n-ai o siguranță cu adevărat, că siguranța locului de muncă e un miraj de multe ori, că mâine poate să vină cineva să spună că gata, s-a terminat, știi? Atât de simplu e. Dar vin băieții ăștia de la Hacking Work, șupeală și ăștia să ne explice, bă, boșilor, aveți dreptate, dar vedeți că angajații au drepturi în son, știi? Deci să ne corecteze, fii atent aici, că se vorbește despre... Și au dreptate. Băi, munca e super complexă și mult mai complexă decât am venit, lucrez pentru tine și tu câștigi și eu câștig, toată lumea câștigă. E mult mai complex decât atât. Și cumva, repet, din partea asta antreprenorială, înveți că pentru a ajunge ca oamenii să fie fericiți, trebuie ca tu să muncești foarte, foarte, foarte mult lucruri care nu se văd nicăieri. Uh-huh. Deci munca pe care o faci în spate tu ca om care deține, ok, un mic butic media, să zic așa, spune-i publisher dacă vrei, dar anyway, este mult mai adâncă și mai apăsată decât se vede. Asta pot să garantez pe timp ocupat în timpul zilei, știi? Da. Hai să vorbim puțin despre mașini electrice. Că tu ești proprietar de mașină electrică, ai un Hyundai Ioniq 5 sau cum se pronunță? Da. Ioniq? Poți să-i zici în engleză Ioniq 5 sau Ioniq în engleză 5, Ioniq, yeah. Ioniq 5. Așa. Sau, de la ce vine Ioniq ăla? De la Ion, din electricitate. Da, lit-ion din, da, așa. Deci, ok, mulțumesc pentru lămurire. Și organizez de niște ani buni tururi cu mașini electrice pe România. Yes, ai și participat la unele, mă, nu organizez. Da, tu le faci, nu așa le face altcineva. Da. Întrebare, este momentul ca oamenii să-și cumpere mașini electrice? Depinde de oameni. Așa. Nu. Nu te așteptai. Da. Mă așteptam să zici chestia asta. Nu te obligă nimeni, man. Deci nu, faptul că tu mă vezi pe mine și pe ăsta scriind despre mașinile lor, nu înseamnă că tu trebuie să-ți cumperi, nu te obligă nimeni. Exact. Nu ne plătește Elon Musk și șeful. Treaba e în felul următor. Hyundai, cine o fi, bossul, CEO, da, whatever. Nu, treaba e în felul următor cu mașini electrică în 2023. Suntem într-un moment în care dacă îți cade pe mână o mașină electrică, că o câștigi la loto, că ți-o dă de la birou, că o cumperi, oriunde trăiești tu în momentul ăsta în România, te descurci cu ea. Garantat, no fucking problem. Chiar dacă stai la bloc și n-ai priză? Chiar dacă stai la bloc, te descurci cu ea. Este însă, da, mult mai bine dacă ai un să o încarci acasă sau la birou. Asta este legea. Deci te descurci, e un pic mai complicat, că faza este, de fapt, sunt niște chei în utilizarea mașinilor electrice, tu le știi foarte bine că o folosești, eu știu foarte bine, în general, oamenii care folosesc electrice și le știu, știu cum funcționează, știu lucrurile astea. Cei care nu și doar comentează degeaba, nu știu. Dar electrica nu se încarcă zilnic. Deci, faptul că stai la bloc nu înseamnă că
în fiecare zi trebuie să te duci să-ți încarci mașina și cum tu stai la bloc n-ai unde. Nu. Eu, de câte ori îți încarci mașina pe lună? De câte ori o pui la încărcat? Te-ai gândit? Acum am aflat chestia asta când trebuie să... Eu, în fiecare zi mi-o încarc. Bun, eu o încarc eu când se duce... Ajung acasă, o țin în priză, 90% să fie tot timpul la 90% încărcat. Eu, la mine e așa. Eu, când ajunge pe la 40-30, nu știu că nu mă uit, că nu te mai uit. Tu ai stație fast, mă, de-aia. Eu am fast, am de-aia medie, mă, AC. Da, dar îți încarcă în 6 ore 0-100. Așa e. De-aia. Așa. Da, eu, știu de la, deci... eu știu de la mitarea ABC. Always be charging. User case, da, man, nu e neapărat. De la ce? Modul... Deci, la mine, nu știi, în primul rând când ai electrică și te dai cu ea, mai ales că ai treabă prin oraș, nu știi, nu stai cu ochii pe baterie. În oraș, da, nu. Nu mai stai, deci nu mai stai, că asta e că, domne, dar cât a consumat astăzi și mâine, nu știu, habar n-am, nu mă uit, nu te mai uiți. Deci da. Nu te mai interesează, la un moment dat treci peste și eu mă prind când scade sub 50-60, acolo 60-50-40, ai, te mă, că e mică, mai prost, okay. Ia, gata, mă, ajung acasă, am băgat un și la revedere în 4 ore, 5, 1, 3, dar, nu știu, în funcție. În cazul ăsta în 2 ore la tine. Umplă, la revedere, n-am nicio problemă, bun. Asta odată. Deci dacă ai electrică, nu e musai să o încarci în fiecare zi. Dacă ai un să o încarci în fiecare zi, încarc-o în fiecare zi, nu te oprește nimeni. Dacă nu, bă, nu. Și asta se întâmplă o dată la 4, 5, 6, 7 zile. Dacă stai în oraș, e cu atât mai puțin. Pentru că eu stau, de exemplu, în afară orașului, la vreo 15 km. Și ca să-l aduc pe la mic la grădiniță și să-l duc înapoi, îmi ia 30 ceva de kilometri. Deci eu fac kilometri iși, numai pentru asta. Plus ce mai am de făcut prin oraș dacă am cumpărături în sau. Deci, nu trebuie să o încarci zilnic. Asta este prima regulă. Regula numărul 2 este că nu trebuie să o încarci repede. Le zic tuturor, tu ai o priză normală acasă. Corect? Încarci cu cât? 2, câți kilovați? 2,5 kilovați? 3? 2? Ceva de genul. Între 2 și 3. Cam asta. Da, acolo, da. O priză. Există vreau 3 moduri de a încărca o priză, de o mașină electrică. Da. La priză clasică pe care o aveți cu toții. 3 kW. Bun. Deci la o priză normală pe care o avem cu toții în casă, unde mașina se zice încărcă cu 2. Worst case scenario. Da. 2 kW. Atâta poate să dea. Atâta poate să scoată mașina din acea priză. 2 kW. Tesla tac tare 75 de kW/h. Uh-huh. Mașina ta încarcă cu 2 kW în... de la ora 7 seara până la 7 dimineața, 24 de kWh, o treime. Cât kilometri mergi cu o treime? În cazul meu merg 150 de kilometri. 150, da. 150 de kilometri. Ai nevoie de 150 de kilometri pe zi în București? N-ai. Bun, ok. Despre asta e vorba. Dacă tu încarci mașina aia la priză normală, fără să fie plină, că nu trebuie să o umpli. Ești pe plus oricum. Da. Ești pe plus oricum, bun. Și poți să încarci și la AC, cum am eu, wallbox-ul, acele wallbox-uri pe care le mai vezi din când în când, pe la supermarket-uri. Ata încarcă cu cât? Alea încarcă cu 11 kW. 11, 11 kW înseamnă împarci tu, 75. Zoe încarcă cu 22, parcă, nu? Cu 22. Zoe, da. Zoe, Taycan, da. Și nu mai știu ce zic 22. Și golan că e Zoe, bă, de băiete. Foarte bine, lasă scoată. Să aibă de unde, asta e important. Dar ideea e că, în principiu, mașina electrică încarcă cu 11 kW. Și tu împarți capacitatea bateriei 75 în cazul lui, 70 în cazul meu, la 11. Asta îți dă 6 ore și un pic în cazul meu, 7 ore în cazul tău. Peste noapte mașina ți se încarcă. Bun. După care mai este stația rapidă, care încarcă între 50 de kW și 350 de kW. Bun, dacă ieși în afara țării, cum am fost eu până în Lisabona și înapoi, vreau să vorbim despre asta, vorbim, așa? No problem că asta e. Și știi ce mașină să-ți alegi? Asterisc, paranteză, ce vreți voi. Nu toate mașinile electrice sunt egale. Nu vorbiți de mașină electrică. Când vorbiți despre Spring, că se încarcă nu știu cât, aoleu, mașină electrică de căcat, e ok să spui asta, treaba ta, problema ta. Spring oricum e făcut pentru altceva, deci nu, e pentru ce e făcut el, e minunat. Să ai acoperiș în loc de bicicletă până oraș, e foarte ok. Dar nu, să nu crezi că ce face Spring face Taycan, ca să dau exemplu din partea altă, sau Tesla, sau Ioniq 5, sau ID3 sau 4, sau whatever. Nu, mașinile electrice trebuie analizate și trebuie gândite. Când îți iei mașina, trebuie să o analizezi, să știi ce ți-i. Pe nevoile tale. Ce nevoie? Pleci mult în afara orașului, ai nevoie de o mașină care încarcă repede, mai degrabă decât o mașină care are autonomie mare. Că, băi, pe bune, experiența mi-a arătat că e cel puțin la fel de important să încarce repede cu să meargă mult.
Autonomia e importantă? Da, există mașini care încarcă repede și n-au autonomie cât de cât ok. Că uite, Zoe, avem pe Zoe care încarcă super ok, dar are și autonomie. Diferențele la încărcare nu-s mari, dar atunci când mergi la drum lung și stai în loc de 15 minute, 30 de minute, bă, asta se simte, înțelegi? Da, da. Și e mult mai important să stai 15 în loc de 30. Pentru că în benzinărie, când mergi în afară și dai de stațiile alea multe, tu ai supercharger, ești chill, n-ai treabă. Dar noi, de exemplu, ăștelalți, avem acum și supercharger, când ni s-au deschis porțile. Și pe România s-a deschis? Pe România încă nu, zic afară. Da, de la Budapesta încolo. Dar avem Ionity. Nu asta ne lipsește în România. Hub-uri de stații rapide. Adică între 4 și 30 de stații am văzut într-un loc, bă, băiatul, în Italia. 30 de stații Ionity, fiecare de 350 de kW. Mă! N-ai înțeles nimic. E în Italia? Da, în AFI se numește și e la un supermarket. Când am trecut pe acolo, atunci se deschideau. Și câte kW? Păi asta e faza. Asta vreau să spun. Kilowattul la Ionity este, dacă nu plătești, n-ai, te duci, da, bagi aplicația, bagi cardul, da, 0,79 euro pe kWh. 4 lei. 4 lei. 4 lei, dar tot ăștia îți oferă posibilitatea de a plăti abonament pe lună, că aici asta n-au ăia cu benzina, de exemplu. Uh-huh. Ăia cu benzina de parcă eu nu fac asta, testez în continuare, da, 911, da, să ne înțelegi. Dar ai posibilitatea de a plăti un abonament de 13 euro pe lună la Ionity și atunci costul kilowattului oră este de 0,29, ceea ce înseamnă 1,5 lei. Bombă! And that's a good idea, you know? Când ai multă treabă, mult drum, ai de făcut multe drumuri și trebuie să încarci în tranzit, da? Faptul că ai treaba asta te face să plătești pe un drum Lisabona-București, spun și eu aleatoriu, nu neapărat că l-am făcut, 250 de euro. 250 de euro? Atât de 4.000 de kilometri, da. Păi și unde dai cu alimentația, ai dat doar ta? A, tu ai făcut combinația cu hotelurile unde dormeai noaptea și Ionity, urmă. Deci pe mine o încărcare m-a dus, opream la 200-250 de kilometri pe autostradă și încărcările că ți le arăt aici. Păi mă, Ionity-urile astea le găsești în toată Europa? Toată Europa. Avem și România? De la Budapesta în civilizație. De la Budapesta spre noi, ne. Deci fii atent. Păi din ce spui tu, e mai rentabil decât supercharger-ul Tesla? Este. Adică aș putea să-mi fac și eu abonament. Păi fă-ți cine te oprește. Că da. Te intri pe Ionity, îți faci abonament și plătești puțin. Hai noroc și ești fericit. Nu, no, e super. Deci 250 de euro până... Cât ai făcut București-Lisabona? Bă, București-Lisabona e complicat, pentru că am oprit în Viena, am stat de Paște acolo, după care m-am dus, am făcut o buclă până în Stuttgart, am stat o săptămână, am avut de scris cronici de la turneul de tenis de acolo și după aia m-am dus spre Lisabona. Uh-huh. Și am mai și stat două nopți undeva, că ne-am pregătit de o competiție a Eco Rally în campionatul, da, mondial, așa, electrice, unde ne dăm. Dar înapoi am venit drum drept, deci a fost, asta e relevant. Lisabona-București, am plecat luni la ora 15:30 de acolo, da? Și am ajuns acasă sau cum să zic, da, da, am ajuns acasă în Balotești vineri la 12, la prânz. Deci ai făcut 5 zile? 4. 4 zile. 4.000 de kilometri. Super ok. Păi, da. Super. Asta în contextul, atenție, stai. Ați dormit și voi ca băieți? Eu singur. Am fost unul. Ok. În fiecare seară, la ora 10, hotel, somn, cină, papa, nouă, dacă era mai repede, cină, papa, frumos, somn, a doua zi mic dejun, plecat, adică nu mănânci pe drum. Eu nu sunt asta. Mie îmi place ca drumul să facă, parte din experiență. Nu, I fucking hate it. Am găsit niște hoteluri pe drum, mamă, ce frumos. Anyway, Santander, undeva în Italia, era frumos. Anyway, în Slovenia am găsit un hotel, man, ce frumos, în munți, cu biciclete. Da. Ai scris un articol ceva despre, ca să avem și urmează, noi să le găsim? Urmează, okay. It's coming. Ok. Da, adică va fi, este o experiență pe care trebuie să o povestești, pentru că, de fapt, concluzia, și asta cred că e cel mai important, concluzia e așa, că mă întreabă toți cât faci, mă, până în Lisabona și așa, hai că pot să spun acum. Dar concluzia e așa, pe un drum normal de Europa, cu oameni normali care nu mănâncă, nu dorm în portbagaj în timpul așa, până parcări, ci dorm la un hotel și se duc în continuare, dar pe un drum de ăsta normal, Lisabona-București, într-o zi, cu electrica, faci între 0 și 60 de minute în plus față de cum faci cu termică. Asta este concluzia mea. Iar pauzele alea oricum sunt benefice pauzele, pentru deci tine. Deci de asta spun, fii atent. Eu cu mașina electrică încărcam de 4-5 ori pe zi
Câte 21 de minute, asta a fost media de încărcare. 21 de minute. Ce trebuie? Tu ești până la baie, ți-ai luat un croissant și ai... Am calculat, de ea să nu încarc. Mă opresc cu mașina în parcare, la benzinărie, o închid, o parchez, o închid, mă duc la baie, mă vârp în benzinărie, văd ce suc îmi iau aia, o plătesc, ies 18. Asta mi-a dat. Și dacă calculezi asta, îți dă și ție. Problema... Poți să faci și mai repede, să te duci, te piși, 5 minute... Problema cu electricele este, și momentan nu este, dar sunt șanse mari să fie, dacă nu se dezvoltă infrastructura în ritmul în care se vând mașinile, să ajungi la stație să găsești mașini în față. În tot drumul meu până în Lisabona și înapoi, mi s-a întâmplat o fucking singură dată. Dar, încă o dată, eu vorbesc acum de un exemplu european. Această rețea Ionity există la fel cum există rețeaua Fastnet, de exemplu, care e la fel. Aia și arată bine. Uiți cum arată stațiile Fastnet. Este show, îți vine să te oprești, că e frumos. Aha. Și la fel, sunt 8, 10, 15 stații în același timp super rapide. În tot drumul ăsta, o singură dată, lângă Stuttgart, mi s-a întâmplat ca toate cele patru erau acolo să fie umplute, cum ar fi, să fie ocupate. Tu nu vedeai în aplicații, în Ionity ăla? Ba da, vezi. Dar n-aveai ce să ba da, vezi, dar știau că trebuie să opresc acolo. Era un singur Ionity în locul ăla. Uh-huh. Nu era musai să opresc, că mergeam spre hotel. Și cât ai așteptat în plus? 5 minute, man. 5 minute. Pentru că avantajul este că ele, chiar dacă sunt ocupate, se încarcă repede și pleacă, n-ai ce să stai. Că e fast până la 300, exact, da. Nu ai ce să faci. Asta e tare. Deci, da, dacă infrastructura nu se va dezvolta pe măsura mașinilor care ajung pe piață, ajung pe drumuri, că uite, Tesla a vândut că 5.000 de bucăți pe an sau ceva, de sau pe lună. S-a vândut anul trecut. Sau pe lună, nu mai știu. În România, pe lună, 5.000 de bucăți pe lună. Mult. Ai adus jurnalist auto, lasă fratele meu să vină cu cifre. 12.000 de mașini electrice anul trecut în România, din care într-adevăr 60.000 Spring, dar tot electrică se cheamă. Deci cât? 12.000. 12.000 de unități? Electrice în România, anul trecut. Doar atât? Da, mașini noi. 2020. Mă, nu, 100, da, 12.000, dar stai că vorbim de România. Deci înseamnă că Tesla a vândut 5, vinde 5.000 pe an, înseamnă. Nu știu dacă în România, că 60% din 12.000 unde au fost Spring. Unde auzisem că vând 5.000? În fine, mă pierd în detalii. Probabil pe lună în Europa, or something like this. Mai multe vând. În fine, ce vreau să zic e că se vând multe și uite, fenomenul Dacia Spring. Ăsta e un fenomen periculos. Mașină ieftină, pe care multă lume o cumpără, mașină care nu se încarcă foarte rapid. Dar nu trebuie. Și blochează stațiile. Dar nu trebuie. Și îți blochează stațiile. Aia e problema. Stațiile în orașe, e o regulă nescrisă, nu spune nimeni asta, sau spun puțin și nu ascultă mulți. Stațiile ultra-rapide trebuie în tranzit, trebuie pe șosele, în benzinării, acolo unde ai nevoie să încarci repede să pleci. Da. Stațiile în orașe, unde tu staționezi, pentru că dacă stai să analizezi cât la sută din timpul în care ai mașina, mașina stă, o să ai surpriza de a afla că stă undeva între 90 și 95%. Eu sunt de acord cu tine. Stă, degeaba. Eu sunt de acord cu tine. Adică dacă doar trebuie să... Dacă tu te-ai gândit cât ai dat pe mașina aia și câți bani din aia au fost investiți în faptul că mașina a stat, te-ai speria. Da. Efectiv, ai zice, man, ce v-ai stricat. Da. Ai folosit de-alea, car sharing instant, începând de mâine. Bun. Mașina stă și mașina se încarcă. Egal la electrice, dacă mașina stă, poate să se încarce. Exact ce zicea Mitre. Știi? Da. Cât mașina stă, poți să o bagi într-o priză. Bun. Dacă în oraș ai stații de încărcare care încarcă mediu sau lent, mediu însemnând asta, peste noapte 8 ore, 7 ore, 6 ore, și mergi la birou și ai acolo stații, poți să încarci la birou. Și se încarcă foarte fără probleme. Dacă am avea prin absurd, uite, fii atent, apropo de asta, ce facem la bloc. Imaginează-ți că fiecare loc de parcare ar avea începând de mâine, vine un arhitect șmecher și face un stâlp, bă, frumos așa, care să apară din urban, așa, știi? Cu o priză, men. O priză, cum ai acasă, la da, așa, orice. Da, că din stâlpi poți să scoți prize și să faci asta. Ai priză și fiecare loc de parcare are o priză. Nu toate mașinile se bagă în priză neapărat. Dar e ca și cum ai zice, nu toate frigiderele se bagă mereu în priză non-stop, în toate, ba da, că toate frigiderele stau. Listen, mașinile electrice nu trebuie să scoată din priză 3 kW, poate să scoată 1. Da. Și nu trebuie să fie la încărcat toate deodată, că nici mașinile pe benzină nu se alimentează toate deodată frățică. Da. Că ar muri toate benzinăriile. Da. Bun, deci dacă am putea să facem asta, tu poți să-ți încarci mașinile în orașe, pentru ce treabă au ele în orașe, doar la stații slow sau medii. Nu trebuie, că toți zic, mamă, să punem stații de încărcare. Ești de acord, dar infrastructura o are o să țină?
Păi nu știu dacă ține acum, dar tu acum întrebi, oare ține... Nu, tu acum, fie, noi suntem acum în 1905 uh-huh. și întrebi, men, dar dacă acum s-ar fi de 150.000 de mașini în România, benzinăriile, suntem în 1905, benzinăriile astea de acum ar face înțeles. Față, oare? Păi n-ar face, dar nici nu trebuie, sunt că nu-i cazul. Sunt de acord cu tine. E fix ce am spus mai devreme, deci, dacă infrastructura se va dezvolta pe măsură ce așa... Marian, Mariciu. Pe noi mă sperie puțin când am văzut Marian cât de multe domnule Tesla Marian se vând am trecut în pe România. Lucruri serioase. Deci eu mă uit, stai așa să zic, în fiecare zi trec pe stradă, când merg, văd 10-20 de Tesla, deci pare că se dau deci, la magazin, la gumă, la surprize. Și noi am luat una la autocritica, scriem despre ea, ca să fie bine. Bun, deci. Dar asta vreau să zic, mă sperie gândul acum, mă sperie gândul unui drum până la Timișoara cu mașina mea, că dacă găsesc superchargerile alea pline. Bă, am încărcat o singură dată până în Seged mașina mea pe drum. Din plecat de aici până în Seged, am încărcat toată la Sebeș. E o stație de 300, 2,150 sau 1,300. Se mai, trebuie să încarc la Sibiu odată. Eu am ajuns la Sebeș cu a mea. Eu încarc Sibiu și ajung la Timișoara. Păi da, și am făcut așa. Și am ajuns la Seged, un pic mai încolo de Arad. Păi da, și problema e că dacă ajung la Sibiu și supercharger-urile alea full, trebuie să stau jumătate de oră în plus. Și de ce să fie full? Sunt full? Nu știu, de-aia zic că am văzut că sunt multe Tesla. Bun, fii atent. Întrebarea e așa. Hai că cumva m-a luat această panică, care nu exista până acum. Da, mă, e foarte bine că pui întrebarea și e foarte corectă, e foarte validă. Repet, nu trebuie să iei mașini electrice azi dacă nu ți se pare că se potrivește. Dacă nu ești un tip organizat, de exemplu, mașini electrice ar putea să-ți dai niște probleme la început, and so on. Stațiile de încărcare din momentul ăsta fac față, asta nu e o problemă. Stațiile de încărcare din România față de infrastructura de afară e leșinată, deci suntem mediocri. Da. Funcționăm și ok și n-am o problemă și e în regulă. Eu n-am găsit încă stații la care să stau la coadă în România. Măi, tu faci anual acele tururi cu mașini electrice. Sunt câte mașini? 8. 8 mașini electrice. 8 mașini în același care timp, ajung tur prin România. Toate odată în Sibiu, toate odată în exact. Ajut, toate odată la... Și niciodată n-am fost în situația să, aoleu, am trebuit să stăm. Păi nu că v-am trimis, știți, organizat, da, fiecare ce are de făcut. O singură dată am pățit la Kaufland Sibiu, dar am stat după un nene cu un Volkswagen și deci, fiat. Am stat jumătate de ori în plus. Atât. Fac asta din 2011. Asta însemnând mașini electrice. Țin minte, în 2011 am testat Mitsubishi Miev și Renault Fluence ZE. Autonomie 120 de kilometri. Am făcut un experiment, am luat un e-Golf atunci, când s-a lansat, era mai încoace, 2014 something, am luat un Golf electric și m-am plimbat cu el pe București la stațiile de încărcare, să vedem dacă merg. Erau trei stații AC în București, unul la Taverna Sârbului, la Casa Presei, una, nu știu ce, hidroelectrica, something, whatever. Care și sigur nu mergea. Nu mergea. Și erau moarte. Era, ok, e bine că există mașini electrice, dar mai piano, în fine. Deci atunci, țin minte momentul. În ce an a fost asta? 2013, 14, something like this. Știu sigur că în 2015 era ăla de la Kaufland Barbu Văcărescu. Cam atunci am condus și eu un Golf ăsta electric. Au trecut 12 ani din 2011. 2015, da. 12 ani. Deschide PlugShare. Da, mă, nu e... Ascultă-mă, deci eu am fost, am fost cu fotograf. Dacă intrați pe Automarket, pe site-ul vechi, o să și găsiți articolul, căutați-l acolo. Am scris atunci despre asta, da? Ceva, coșmar în București, stațiilor de încărcare, something. Anyway, am trecut 12 ani și suntem într-o situație, băi, nețup, dacă atunci era așa, ziceam să moară, dar de ce au făcut atâtea? Că nu e cazul. De exemplu, și încă ceva, noi față de greci stăm foarte bine. By the way. Că știi că și tu mergi în Grecia și ai fost cu BMW-ul, nu cu Tesla. Da, nu m-am jucat. Așa, eu am fost cu a mea și nu m-a durut pentru că ghiși ce? Te prinzi că nu trebuie să ai multe stații, trebuie să ai stații unde trebuie. De exemplu, dacă ai stația acela hotel, problema a fost că în Tasos nu aveam unde să o încarc și eu voiam să mă plimb cu mașina pe insulă, pe acolo. But, ok. Aia a fost problema. Eu am încărcat la o plajă, moment. Dar am fost la plajă 5 unde ore. Și unde stăteam, n-avea priză, mi se am pare. Am ajuns la oraș, 8:30 la plajă. Cu ăla mic, a mea a avut treabă atunci în ziua aia, am mers cu ăla mic, am pus-o la încărcat, am plecat de la plajă, da, nu, e la super, sud, da. M-am plimbat până în dacă ești organizat, cu siguranță, știi? N-ai nicio problemă. Bun. Hai să luăm arvă. Continuăm și ce voiam să zic este următorul lucru. 2035, nu e se poate oare să vedem, bro, e lege, se va întâmpla. Ok. 2035, în showroom-urile de mașini, nu vor exista decât electrice și mașini cu motoare termice alimentate cu așa numiți e-fuels. Combustibili sintetici, care vor costa probabil de 3 ori cât costă litru acum.
alea în principiu nu sunt pentru a spune tu în Sandero, ci pentru aia care vor să continue să aibă 911 și atunci. Bun. Adică 911 va continua, vei putea să-l alimentezi cu e-fuels. În același timp, 2035 nu înseamnă că toate mașinile pe stradă se transformă în electrice și le aruncă în pastralte. Da. Și că în decembrie 2034 poți să-ți cumperi o mașină hibridă sau pe benzină, dacă or mai fi, și să o ții încă 10 ani. Ceea ce mă duce la următoarea concluzie. Electricele nu sunt neapărat pentru tine și pentru mine, bro. Noi vom putea conduce termice toată viața noastră. Cât dracu mai avem? Cât mai e? Da. Ok? Sunt pentru ăștia ai noștri. Al tău, al meu, că sunt aproximativ de o chestie pe care multă lume o reproșează Uniunea Europeană care n-a dat legea asta, e că, bine mă, că ne obligați pe noi să nu mai conducem termice, dar restul lumii, Africa, Asia, o să polueze în continuare. Auzi, mă, cum ar fi fost ca angajații lui Steve Jobs să-i fi zis asta când a făcut-o la iPhone? Bine că mă obligi pe mine să mă dau aici să fac procesor cât vârful de unghie, când face mașul Nokia, telefoanele doare în curpă aia și vezi că Nokia face telefoane și se încarcă o dată la 7 zile. Vii tu cu căcatul ăsta să-l încarci o dată pe zi, păi o să te înghită aia, te omor. I-au zis? Nu i-au zis. Și știi ce s-a întâmplat? Ghiși ce, toată lumea a fost la fel. Pentru că asta se va întâmpla. Toată lumea va face la fel. Faptul că noi suntem top la capitolul ăsta și suntem un pic în fața lorlalți, nu-ți face rău, bro. Pentru că, hai să spun, pe lângă toate costurile de încărcare, de ce dracu vorbim când vorbim de mașini electrice, costuri de achiziție, de încărcare, de whatever, impozite, parcări gratis, nimeni... Cât vor mai fi. Nimeni nu vorbește despre o chestie. Și atenție, asta e foarte, foarte reală, foarte, foarte palpabilă. Cost social. Și ce la cost social? Câți bani dai tu din banii tăi, impozite, statul român, whatever, dar tu, Mariciu, și eu, că se împarte la toată lumea, pentru oamenii care au, de exemplu, boli de plămâni în România. România, în momentul ăsta, pe locul întâi în Europa, la capitolul ăsta, 1800 de euro per capita, pe an. Uh-huh. Pentru boli de plămâni, cauzate de poluare. Bun. Poluare nu înseamnă dioxid de carbon, înseamnă oxid de azot, înseamnă microparticule, alea care sunt generate de arderea combustibilului clasic și pe care nu le vezi, că de azi micro și pe care le ai alea pe 2,5, pe, you know, le vezi pe toate, tot senzoria de poluare. Ok. România e pe locul întâi. București e pe locul 2 după Londra. Suntem și noi în top la ceva, e bine. E senzațional. Lucrurile astea nu se văd. Nu sunt palpabile și scala, nu știu, COVID. Bă, nu-l văd, nu există, eu nu are amin. Dă-l morții, vă zic pe ăla să moară în spital, ce treaba am eu cu el? Păi tu îi plătești, men, lui ăla. Că nu-i plătești, tu din impozite, deci din ce plătești. Interesantă chestia asta, costul social. Cost social nu-l calculează nimeni, nu vorbește nimeni despre el, dar există studii care îți arată la nivel european și trebuie să stai să-l calculezi, să le vezi. Și zici că microparticulele astea sunt problema asta din trafic. Există două probleme. Oxizii de azot, da? Care sunt generați de diesel și de benzină, în principiu de diesel, și oxizii de azot sunt eliminați de filtru de particule, la fel cum microparticule este eliminat, mă rog, nu eliminați, scăzuți, mă rog, diminuați de aceste filtre particule pe care ai noștri le taie. Ok? Așa, asta odată. Și doi, ce, stai, ziceam și eu, scuză, am zis... Ai zis de ăsta de azot și mai e ceva. Microparticule, da, astea două. Astea două. Oxizi deci azotul oxizi și micro... Da, oxizi de azot sunt NOX-ul vieții. Care, NOX-ul a fost la baza Dieselgate, frate. Aha. Acei oxizi de azot nu erau calculați bine de ciclu de testare la Volkswagen în state, pentru că mașina știa că intră într-un ciclu de testare și atunci limita emisiile și s-au prins americanii și au spus ce facem aici. Că în realitate, ghiși ce emit mai mult. Asta știam cu toții, că tot consumul e mai mare în realitate decât în fișa tehnică. You know? Multă lume reproșează eu acum și care faza, eu sunt posesor de mașină electrică și nu am fost niciodată ipocrit să zic că mi-am luat mașină electrică pentru că vreau să salvez planeta sau pentru că îmi pasă de oamenii de pătrătoare că nu le mai dau cu noxe nas. Nu sunt ipocrit. Mă bucur că faci asta. Da, dar n-am luat-o de asta. Corect. Am luat-o pentru că sunt obsedat de tehnologie și pentru că îmi place foarte mult inovațiile pe care le-a adus Tesla. Mașina asta pe care o am este un gadget, îmi place la nebunie. Nu e o mașină electrică, e o electrică care se întâmplă să fie mașină, eu așa zic mereu. Așa.
accelerația electrică, aia... Electrică, care cu... am zis? Nu e problemă, nu e problemă. V-am pupat, jurnalist, v-am spus, fereze ce, Doamne ajută. Accelerația cuplul la instant este ceva fantastic, mă distrează atât de tare, de câte ori conduc mașina asta, sunt fericit, atât în oraș cât și pe, la drum lung. Deci, de asta mi-am luat mașina electrică, sunt înnebunit și bă, îmi place să știu că sunt ahead of my time, e o experiență, știi? Că sunt, altfel, experiență diferită, da. Mă uit în trafic și văd cum plec de la semafor când nu fac niciodată grijă că, aoleu, să-mi tai cineva fața sau ceva. E foarte multe avantaje. Moare motorul. Da. Deci, da. Pur și simplu, faptul că sunt, am ora exactă, sunt, am ceasul calibrat la ora exactă a tehnologiei. Asta mă bucură cel mai tare pe mine, știi? Da, multă lume reproșează că, ok, noi mutăm... Noi zicem că salvăm planeta, da? Când de fapt amprenta de carbon în timpul producției mașinii este la fel de mare ca la... Păi da, amprenta de carbon în timpul producției mașinii electrice și amprenta de carbon în timpul producției mașinii termice e egală, sunt egale. Okay. Diferența este la utilizare. Și problema este apoi dată de reciclare. Nu, problema este dată. Nu, că bateriile astea foarte mari... În funcție de țară, modul în care se produce energie electrică îți dă o amprentă de carbon mai mare sau mai mică când folosești electrica. Pentru că asta când folosești. Da, energia pe care o folosești să mergi cu mașină. Sunt unele țări care folosesc în mare parte energie electrică din surse regenerabile. Ok. Și asta înseamnă că amprenta ta ca utilizator de mașină electrică e mică. Și țări care folosesc energie electrică din cărbuni în continuare. Da. România e fix la mijloc, fix la media Uniunii Europene. Ok. Din punctul ăsta de vedere. Deci suntem ok. Dar cu toate astea, gândind la rece, da, utilizarea unei mașini electrice nu are cum să scoată mai mult dioxid de carbon, că de fapt asta e miza dioxid de carbon, da, mai mare decât, adică toate studiile serioase, autocritica Green Zone. Citiți acolo că asta facem. Asta sunt studii serioase cu peer verification. Deci dovedesc clar că... Da, mă, da. Deci până la producția mașinilor, more or less the same, dar în funcție de model, în funcție de versiune, în funcție de cât de mare e bateria, sunt multe. Da, dar, că uite, BMW i3 este produs să fie... Sunt super atenți la chestia. Și Mazda MX-30. Da. Care este un SUV care merge 200 km, dar tocmai de-aia a lăsat bateria mică ca să fie el neutru. Da, da. Exact, așa, bun. Anyhow. La producție, să zicem că-s la fel, sau sunt more or less the same, simplificând un pic situația. Însă, la nivel de utilizare, mașinile electrice în momentul ăsta sunt net superioare la nivel de cât dioxid de carbon. Marele avantaj al mașinii electrice este că tu poți să-ți încarci mașina gratuit. E ca și cum ai dinozauri morți în curtea din spate, pentru că spui panouri fotovoltaice pe casă, dacă stai la casă, ce a făcut domnul meșter? Mm-hmm. Tu ai acasă, ți-ai pus câte a costat să spui panouri fotovoltaice? 28.000. De euro. Da. Și... Dacă nu pot să zic, că mă întreabă toți, ok, dar tu când încarci acum, eu zic gratis. Dar nu e gratis, bro, că ai plătit banii ăia, ești nebun. Normal. Da, dar banii se amortizează în timp. N-am pus... Eu, acele stații de încărcare nu sunt puse pentru mașină, ci pentru casă. Acele panouri fotovoltaice. Așa ce am zis. Nu, e de încărcare, nu e problemă. Panouri fotovoltaice. Ce visează șoferul de mașină deci electrică, stații de încărcare. Panourile fotovoltaice nu spuse pentru mașină, spuse pentru casă, da? Casa folosește energie electrică, mașina e o parte din poveste. Da. Nu poți să zici, adică nu poți să, nici nu poți să împart acei bani la timp, să zic, gata, mă, ăștia sunt contul mașinii. Câți kilowați ai pe casă? 24. A, deci casa poate să funcționeze liniștită, să-ți încarci mașina pe timp de zi. Da, poți să încarc mașina și încă o mașină și casa. Ți-ai pus bate acumulator sau ești prosumator? Sunt pe pragul de a deveni prosumator. Da, deci bagi în rețea și... În momentul ăsta, dacă încară ziua, dau drumul la toate aerele condiționate de acasă și așa, nu te, pe tine nu te afectează cu nimic. Pe super. Tine ca utilizator. Deci ai odată avantajul că ai dinozauri în curte, morți, cum ar veni, poți să-ți alimentezi mașina gratuit. Și mai e o chestie. Uite, eu, de exemplu, sunt la hidroelectrica. Hidroelectrica este... Cu cât plătești pe kilovatură? 0,39? 0,49. 50 de bani. 50 de bani dau. Și dau, eu la un plin dau 37 de lei. Pa, da. 37,5 lei. Da. Deci nu înțeleg. Deci, uite și asta. Și cu ăștia merg 400 de kilometri. Că e, bă, e pomană, despre ce vorbim. Dar ce vreau să puncteze că hidroelectrica e, știți, e hidroelectrica. Înțelegeți, zic, că e energie verde, regenerabilă. Da, exact. Adică
Nu poluez. Asta e chestia. Absolut, da. Că oamenii spun că, da, bă, de fapt sunt niște cărbuni iarăși în afara orașului sau nu, ca nu, să... Nu, nu, okay. Nu. Adică depinde de unde ți iei. Și mai e o legendă de asta. Sunt o fel de întrebări și unele sunt corecte, altele nu. Printre cele mai puțin corecte din punct de vedere sunt astea cu, bă, da, ok, și când mergi în afară cât te costă? Și eu zic, man... Depinde. Uite, depinde, că asta cu abonamentul, în fine. Dar zic, hai să vedem, să luăm un case scenario cu 2,5 lei pe kilowatură. Că atâta costă la o stație DC, cea mai scumpă din România. Da. 2,5 lei. 2,5 lei și calculez, ok, dacă 2,5 lei mă costă kilowatură și eu consum 20 de kilowatură la 100 de kilometri, să zicem că mergi pe autostradă, da? Tu consumi 2,5 lei ori 20. Adică 50 de lei. 50 de lei la 100 de kilometri. Asta este echivalentul un diesel a unui consum de 8 litri. 7 litri, nu știu. Bine, niciun diesel nu are 500 de cai sau câte, am 305 cai, de exemplu. Dacă e cu 305 cai, s-ar putea scuse mai mult. Un consum de 8 litri. Păi același consum, același cost. Corect. Vezi tu care e faza? Mașina electrică nu se folosește doar pe drum lung. De exemplu, dacă iau cazul meu, într-un an și jumătate am 41.000 de kilometri, te-am pupat. 41.000. Asta vreau să mai întreb, da, 41. Da, dar eu am 20 din și... Din care jumătate, mororile, sunt făcuți acasă, da, la un preț, da, până da. Să pun panourile, au fost 0,39 la mine, în fine, atât a fost, la tine 0,49. Deci dacă ieși și faci media asta, o să-ți dea, nu există nicio mașină de niciun fel care îți consume atât, nici hibridă, nici de niciun fel. Mai e o chestie, ca să, cum ai spus și tu, ține foarte mult că tu nu alimentezi doar de la stația aia și mai e o chestie, tu la drum lung ai alimentat doar o dată la aia, după aia te-ai dus și ai dormit o noapte la un hotel unde ai alimentarea moca. Se întâmplă și asta uneori, dar nu vreau, asta cu moca eu am evitat-o mereu, bă. Când îți iei mașină electrică, la fel cum când îți iei orice, da, nu te duci după mocăciuni. Asumă-ți costurile, frate. Așa e, corect. Că nu, să-ți permiți o mașină, nu înseamnă să-ți o cumperi și atât. Așa să-ți e. Permiți o mașină înseamnă să-ți permiți reviziile ei, să-ți permiți văzusem eu pe TikTok. Asigurările. Văzusem pe TikTok un cunoscut manelist din România care are Rolls Royce, i-au filmat băieții anvelopele. Bro, slicuri. Da, tată. Da, bineînțeles, ele pe blană. Bă, tăticule, Rolls Royce de la Blăniță, no, man, cu anvelope de alea. Și bă, nu, eu am zis, bă, n-ai, cum e făcătură, bă, băiete. Nici până asta, nu știu, 100% sigur. Dar n-a fost blat, da. Dar în același timp, având în vedere tiparul, să zic așa, de oameni care, știi, care au Rolls în față, dar stau în garsonieră, știi? Nu m-ar mira. Da, 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 absolut. Deci, noi avem în auto acest termen, se numește TCO, Total Cost of Ownership. Și este calculul tuturor cheltuielilor pe mașina aia timp de 5 ani. Da? Costul înseamnă cumpărarea, achiziția, da? În bani, efectiv, ceea ce înseamnă în capul multora mi-am permis mașina, plus asigură, repet, carburant, revizii, viniete, bă, tot ce trece, anvelope, corect, plus depreciere. Corect, și asta, că da. Și asta face parte din poveste, da? Este deprecierea pe care trebuie să o asumi, că și aia e cost, efectiv. Bun, bă, ar trebui ca TCO-ul ăsta să fie împins mai în față de toată lumea. Că nu dai 25.000 pe un Duster, ci dai undeva la încă 40%, 50%, poate chiar dublu încă. Asta ține tot de educație financiară. De toată educația din lumea asta. De asta suntem aici, să povestim despre lucrurile astea, știi? Și poți să vină oameni și să zică, mama, așa, te morți, că tu nu te pricepi și vorbești aiurea și nu știu ce. Ok, man, poți să spui ce vrei, sunt absolut de acord cu tine, dar dacă stăm să calculăm, iese ca mine, asta e ghinion. Calculele, știi cum e, ca la vorba, nu știu cine a zis foarte bine, cred că Ricky Gervais a zis frumos cu religia și cărțile de știință. Știi, diferența între ele este că, de exemplu, dacă am șterge tot ce știm din lumea asta, tot, ardem toate cărțile, știm toate religie, toate, what the fuck, bă, în 100 de ani de acum înainte, ar fi alți zei, alte povești, alte legende, nu știu ce. Bă, experimentele fizice sunt aceleași. Dau aceleași rezultate, știi? E bună, la fel și la și asta, cu bă, calculele astea zic, mă, fratele meu, nu pot să te ajut. Deci vorbim de electrice, da? Știu că va fi greu, dar eu încerc. 3 motive pentru care să-ți cumperi o mașină electrică. Experiența pe care o ai, pentru că după ce conduci o mașină electrică, ți se pare calea termice stricate, vibrează, cârâie, sună. Am urcat în mașini de test scumpe și mi se pare că sună ceva ciudat. Am sunat, bă, cred că e stricată cutia. Nu, așa face ea. Okay. Așa, unu. Asta odată. 2, costurile
sunt net inferioare față de o mașină termică, indiferent de cât ți s-ar părea ție că face la drum lung. Da? Și trei, eu îți spun de ce mi-am cumpărat eu electrică, nu neapărat cazul tău. Cazul tău, am înțeles, tu ești tech dement și vrei să faci asta. În cazul meu a fost ca să vorbesc despre mașini electrice în cunoștință de cauză. Yes. Pentru că din 2-3 zile de test nu prea înțelegi multe lucruri, știi bine. E ok, înțelegi, dar vag. Când o ai un an, e altceva. O vezi iarnă, o vezi seara, o vezi pe ploaie, o vezi pe soare, o vezi pe ninsoare, o vezi pe toate alea. Am înțeles. Dar pentru un om normal care nu cumpără pentru... Cumpăr-o acum pentru că... Sau nu, de ce să-ți cumpere electric acum? Dacă ți-o cumpere acum, atunci când va veni anul 2035 și mai devreme, pentru că multe branduri auto zic de 2030 deja vom fi electrici and so on, îți va fi mult mai ușor să înțelegi tot ecosistemul ăsta. Dar înainte să o cumperi, indiferent de cum o cumperi, da, încearcă să te orientezi și să citești lucrurile importante despre mașini electrice în locurile în care pare că oamenii ai să pricep. Dar nu peste tot și nu pe site-uri de fake news-uri auto că există și așa ceva. Don't. E o tâmpenie. Și trei motive pentru care să nu-ți cumperi o mașină electrică? Dacă n-ai încărcare acasă, n-ai încărcare la birou, mai așteaptă, nu te obligă nimeni să-ți cumpere astăzi mașină. 2035, mai sunt 12 ani și, repet, din punctul meu de vedere, poți să conduci termică până crăpi. La vârsta, la 40 de ani plus, da? Deci până în 2035 mai sunt 12 ani, deci să fie 52 și mai poți ține mașina încă 10 ani, deci o să-ți facă 62 și de la 62 de ani cred că poți să stai și tu la un calculator să te joci Football Manager. Toată. Deci asta e unul. Alte două motive pentru care nu? Numărul 2. În momentul ăsta, dacă nu ai Tesla, dacă n-ai Tesla, da, ai... Da, așa, că ți arăt, mă, ca să nu vorbească numai tâmpenii. Ai un folder întreg de aplicații de încărcare. Să-i niște că și eu le am. Da, știu că și tu le ai. Deci astea-s bine, astea-s pentru mers în Portugalia și înapoi, să ne înțelegem. Da, am și eu foarte multe și am avut o perioadă de abonament inclusiv la Enelix, dar nu merita. Nu e abonament, nu. Plătești la am făcut, utilizare. Nu, că aveau ei abonamente, știu, știi? Știu. Am avut pentru că eu am făcut anul trecut 4500 de kilometri prin țară cu mașina electrică, am avut un proiect foarte tare. Cu Google. Cu Google, da? Da. Și tu ai superchargere doar Constanța, București, Pitești, Sibiu, Timișoara și mi se pare că urmează și la Cluj. Și atât. Adică pe unde am mai fost eu, nu era dorbetatorii, nu se vede și toate cele, că aveai nevoie de celelalte. Și oricum, ăsta cum îl cheamă, am și colaborat cu ei în cadrul proiectului tău, cu tău electric, cum îi cheamă, frate? Renovatio. Deci ai aplicația în România. E peste tot, n-ai treabă. Ai rezolvat problema, exact. Adică Renovatio. Eu totuși mi-am pus și MOL Plug Share și toate cele. MOL Plug-i, Enelix. Bine, dacă ai MOL Plug-i, Renovatio e-Charge și Enelix, da, se numește Juice Pass, parcă. Da, Juice deci Pass. Deci cu astea trei încarci oriunde în România, n-ai niciodată. Și mai sunt unele, să știi, au mai apărut unele, fii atent aici, și sunt foarte, foarte ok. L-Drive e foarte interesant, Plug Point și EV Connect. Și astea trei, bine. În principiu, da, faza e așa, există un site, PlugShare, o aplicație și site. Tu pui pe telefon, chiar dacă n-ai mașină electrică, am vorba asta cu cabinetele veterinare, știi? Ha. Că toți zic, domne, dar nu sunt stații de încărcare. Bă, cât timp n-ai câine, nu știu unde e cabinetul veterinar. Aha, corect. Deci cât timp n-ai electrică, nu știu unde e stația. Dar dacă te uiți în plugshare.com sau pe aplicația plugshare, te uiți în jurul tău și o să ai o surpriză majoră. Bă, sunt multe. Sunt din ce în ce mai multe. Așa este. Problema la noi e că nu sunt hub-urile astea. Multe stații foarte rapid în același loc. Mai avem nevoie de un motiv pentru care să nu ții mașină electrică. Stai, ăsta a fost un motiv? Da, sunt multe de astea, da? Și motivul numărul 2 este dacă ești un tip dezorganizat. Bă, dacă te știi că ești dezorganizat și că nu știi de capul tău, nu mai știi niciodată pe unde ți-ai pus hârtie, bă, nu-ți lua încă. Nu-ți lua pentru că o să știi ce o să faci, o să te lovești de o problemă de genul am fost la o stație de încărcare, morți ei încărca în 8 ore și eu trebuie să ajung la București. Că tu n-ai înțeles ce-i cu stațiile, nu te-ai interesat niciodată. Deci mai așteaptă sau încearcă să schimbi un pic mentalitatea asta pentru că te va ajuta în viitor. Asta e, it's easy, dar face așa parte este. Din joc. Tu ca șofer de mașină electrică conduci mașina electrică diferit față de mașina termică? Îți pasă de sunt tip super liniștit. Aerul condiționat, îți pasă de muzica să nu fie prea tare? Nu, man. La mine mașina se folosește ca pe o mașină. Ea merge cu aer, cu muzică, cu...
ai, don't give a shit. Adică, exact așa asta conduc și o tesă. Domne, ai mers până în Portugalia, ai încărcat, dar n-ai mers cu... Nu există. La mine merge aer condiționat și când sunt 19 grade pe 19 grade. Sunt atât de prost. Deci e ok. No, da. Don't worry. Dar nu pot altfel. Mie mi se pare că n-am aer dacă îl închid. Nu știu, mi se stă aerul, e închis așa și nu pot. Eu am făcut Iași-București cu un singur plin la Tesla. Am condus-o fix cum mi-a și condus BMW-ul. Poate chiar puțin mai agresiv pentru că... Da, asta, apropo, uite, asta e o parte, asta e altă parte a mașinilor electrice. Ți le iei pentru senzații. Unii și le iau pentru... Sau, nu. Se aude mult despre mașini electrice pentru că îți dau senzații tari, că sport, nu știu ce. Ceea ce e corect. Mai ales când depășești o mașină, e mult mai ușor. Da. Electrică, deci cum vrei tu. Dar nu te gândi că ți-e electrica... că îi dai blană în fiecare moment a existenței tale. Să vezi tu cum merge. Bă, îți spun eu, din experiență, îi dai de 3 ori la început, zici, merge. Și după aia ești om de familie. Și îți duci copilul la grădiniță sau unde îl duci, la creșă, whatever, mergi la birou, când ai nevoie, ai trecut de la repede, fără probleme, dar nu o să fii tipul de... E, ok, îți vin prietenii, arată-mă și mie. Și dai, îl dai pe ăla cu capul de parbriz, de, mă rog, de tetieră și apoi de parbriz. Capul de parbriz poți să dai cu orice. După când frânezi, anyway, da? Deci poți să faci chestia asta, dar va fi, nu se va întâmpla asta zilnic. De asta e foarte interesant, că mașinile electrice sunt în unele cazuri marketate ca face 100 în 3 secunde, dar tu faci asta, cred, de 2 ori, de când, știi, din momentul în care cumperi mașina până o vinzi. În rest... Eu o fac în fiecare zi. Da, okay. Eu mă mir că nu mi-am luat cancel până acum de când mi-am luat mașina asta. Și m-ai lăsat să vorbesc. Lasă-l pe ăsta să vorbească până la final. Familist. Asta a fost așa. Uite, el a fost Mircea Meșter, jurnalist, experimentat, știe piața auto. Lasă să vorbească că îi dau la final. Deci Fibiu, știi ce zice? Stă în spate și zice, tati, taie, dă-i tare. Fix așa că îi place senzația. Dar auzi, chiar, el se uită după mașini care scot fum și te întreabă de ce? E prea mic momentan. La mine se întâmplă asta. Da, bă, dar 6 ani. Să uite la tata, dar ăsta de ce scoate atâta fum? Da. Că e mașină de armată, fiule. Știi, că e cam bani. Tăia să-i sunt săraci, fiule. Nu, nu. Bă, nu, că nu. Apropo de prețuri, vezi că-s la fel acum. Știi, da, nu? Au început să fie fix la fel. Și nu că-s la fel, dar în primul rând nu găsești motoare termice la puterea ăstora ca să echivalezi. În cazul Hyundai Ioniq 5, de exemplu, dacă te uiți la un Tucson plug-in hybrid care n-are 305 cai, cât are a mea, bă, ajungi more or less pe acolo, mă, cu program Rabla, ok, în fine. Dar, uh-huh. Iar la BMW s-a lansat i5-ul nou electric, am văzut că ai fost acolo. N-am fost la i5, nu. La i7 ai fost. Nici. La iX. Unde? La iX am fost. La XM ai fost. XM, da. La XM ai fost, așa. Da. În fine, s-a lansat i5, care e versiunea electrică a noii generații seria 5, băi, la același preț cu benzina. Da? Frate, deci că ți-e electrică sau ți-e benzină la aceeași putere, băi, aceeași. Ah, nice. Adică dai aceeași bani, înțelegi? Numai asta, bine, asta, paranteză, pentru că au crescut prețul la benzină. Adică eu nu, da, hai să fim serios. Deci ai Hyundai Ioniq 5. Yes, man. Yeah, English. Right, yeah. Nu, ce-ți place cel mai mult la mașina ta? Spațiu, bro. Este... Mașina asta, dacă o vezi în poze, nu o înțelegi, pentru că pare un Golf. Da, da, arată futurist așa. Dacă o vezi de afară, îți dai seama că este un Golf umflat de 2 segmente, practic are dimensiuni de Tiguan sau de Tucson sau de Sportage sau de ce vrei tu, dimensiuni exterioare, iar înăuntru, ampatamentul, distanța între roțile față-spate, este de fix în cap 3000 de milimetri. Ăsta e ampatament de X5, bro. Mă... Deci ai în spate, pentru că permite faptul că nu mai există tunele de transmisie, nu mai bateria e băgată jos, nu mai există mațe la motor, and so on. Faza e că înăuntru, odată că eu am un fel de, mă rog, consola centrală este să mișcă pe șine, da? Da. În față, în spate și pot să mă mut. Da, da, da. N-am o problemă pe fața bordului. Da. Dar în spate, când stă cineva, un adult, pot să intru printre el și scaun. Bă. E ca la cinema, you know? Mamă, ce tare. Da, da, da. Super spațiu. Bun, designul mi-a plăcut mult, dar ăsta e subiectiv. Nu, arată foarte bine. Blade Runner style. E da, e suț. Lancia Stratos. Te duce și cu gândul puțin la DeLorean-ul ăla. E ceva frumos. Da, 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 e ce trebuie. Fine. Mi-a plăcut mașina când am văzut-o și am cumpărat-o pentru că am văzut asta. Platforma 800 de volți, asta înseamnă că încarcă foarte repede. Sunt 4 mașini pe piață care încarcă atât de repede, plus Tesla. Teslele, ca să nu așa, și spațiu. Deci astea au fost argumentele pentru care am cumpărat mașina. Ai zis că ai făcut 40.000 de kilometri cu ea. 40.000, 41.000. 41.000. În cât timp? 2 ani? În ianuarie 2022.
Una jumătate. Una jumătate. Mamă, super tare. Cum e cu revizii? Ai fost? Ai făcut? Am făcut. Știi cum e cu reviziile? Costă mult manopera asta. Da, e dublă. Eu n-am fost până acum, am doar 20.000. Trebuie să mă duc. Chiar mai mult, cred. Deci e dublu ca preț. Adică eu am avut aia, știi, mă duc, ce dracu schimbă? Știi, au schimbat filtrul de polen și s-a uitat. Verificare, stand, frâne, alea, așa, 1.100 de lei sau nu știu. 1.100 de lei, după un an jumate. Da, și care e faza? Era manoperă vreo 800 și ceva. Ești mai noroc. You know? Ampatamentul ăla, da, e de vine da, când... Da, 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 plus că mai e o chestie, bă, fiți atenți aici, fiți atenți cum e cu electricele. Deci electricele se duc și-și fac ele, tu faci update-uri doar over the air. Da. E, la alte mărci se mai întâmplă să facă ei niște, și eu fac OTA, over the air-uri, da? Dar există niște hard software dintre ăsta pe care trebuie să-l pună ei. Să trebuie la service. Da, și când ajunge acolo... sau recall-uri pentru nu știu. Când ajunge acolo, ei fac treaba asta. Bă, și s-ar putea să țină mult, pentru că ghiși ce e, în funcție de cât de bine merge netul la service. Oh, shit, and cum e da, asta? Da, man. Mamă, ce prostie. Acum aveți grijă, eu vă zic așa, ca să... Două lucruri vă dau, două sfaturi vă dau. Unu, aveți grijă să nu vi pună pe manoperă timpul ăla. Că merg prost netul. Că nu e vina ta, are e netul. Da, 5 ore, ești nebun, 300 de lei, ori 5 ore. Futu, vă dai la pola. Așa. Și doi, alt sfat foarte prietenesc, așa, prietenos, cum vreți voi să o luați, dacă puteți, în măsura în care puteți, dacă stați la casă, puneți-vă sport de putere și stație de încărcare. Știu că sunteți mulți care ne auziți acum și ne ascultați, așa că puneți-vă, mi-asum asta, pentru că peste 6 ani o să fie de 15 ori mai greu să faceți asta. Listen to me, știu ce zic. Deci faceți asta... Smart. Da, adică va fi greu pentru că, așa cum ai spus, infrastructura se va evolua și infrastructura de transport a energiei, da? Va evolua, dar e bine să fii sigur că ai deja, chiar dacă tu ai acasă diesel și ești mare fan. Doamne ajută, bravo ție, 2035, ți-am zis, te-am pupat. No problem. M-ai pus pe gânduri, mersi. Bun, bun sfatul ăsta, foarte bun sfat. Păi, na, men. Suntem în zona de viață, băgăm rapid... care crezi că e rețeta fericirii? Sau cel puțin care e rețeta fericirii pentru tine? Te văd așa om senin, așa. Senil. Urmează. La cât te faci, urmează să vii. Știi care e rețeta fericirii pentru mine, man? Să-l văd pe la mic cum crește. Frate, este o senzație și o știi și tu acum, de ceva vreme. Cel mai, asta e și de fapt cea mai tare parte din a avea copil. Că cu copilul, așa cum am stabilit împreună, e și cea mai grea chestie pe care o ai și cea mai frumoasă chestie, în același timp, sunt amestecate. Da. Uneori așa, uneori așa, în fine. Dar să-l vezi cum crește și să-l vezi cum devine din copilul ăla bucata aia de om care n-avea nicio treabă cu lumea asta, într-un om care face mișto de tine, de exemplu, bă, este ceva fabulos. E, da. Superb. Mircea m-a sunat, mi se pare. Da, m-ai sunat în momentul în care ai văzut că am postat că s-a născut șeful și mi-a zis, ia zi-mă, ești pregătit, erai pregătit să afli cum e în momentul ăsta, să știi că există un om în lumea asta pentru care ai omorât pe cineva fără să ai cea mai mică remușcare? Păi și zic că nu e așa. Exact asta i-am zis lui Bunescu acum 2 zile. Da. Că mi-a zis că m-a văzut în trafic și că veneau în fine și... I-a zis, Bunescule, fix asta, spun și ție, ascultă-mă, o să-ți dai seama că undeva în tine adânc, așa exista un killer și nu ți-ai dat seama. Că până să n-ai un copil, n-ai, știi cum e? Bă, ai omorât pentru mama ta, pentru fratele tău, pentru ce? Bă, și zici, mă, nu știu să zic așa, că nu am responsabilitate față de știi ei cumva, clipul știi? Ăla, a apărut un clip la un moment dat în online cu un nene care e într-un părculeț și ia un copil și dă cu el de pământ. Nu, n-am văzut. Bine, n-am văzut. Era într-un parculeț de ăsta de joacă, unde un nene a venit și a luat un copil și a dat. Și se pare că a făcut asta pentru că copilul ăla a făcut ceva lui fisul. Ah, ok. Ah, și da, s-a activat, sucit omul. S-a activat crack-ul în om. În parculeț aici unde se joacă Noel, uneori mai sunt copii care, na. Eu până acum n-am asistat la un moment în care lovește cineva sau mi-a povestit Georgiana ieri că a intrat un copil de 5 ani cu bicicleta în el. Oarecum voit. Și mă gândeam... Bă, bine că n-am fost acolo. În milisecunda aia, mă vedeam fiind tatăl ăla, știi? Efectiv. Da, și-s da, la da. Modul, bă, e periculos.
Și la terapie o să vorbesc despre asta. Da, omule, da. Modul, bă, este mai puțin. E foarte ciudată treaba asta. Mei, stai puțin. E foarte ciudată treaba asta și trebuie să înveți să te calibrezi. Da, pentru că, bă, îl iubești atât de mult... Exact. Încât e periculos, măi, face pentru cineva rău, tine, dar noi, și pentru ele poate deci să e periculos. Face cineva, bine, la copii mai greu, că o se întâmple, o să vezi, o să-ți vină rândul în grădiniță, bullying. Da, și bullying-ul da, e real și da, ok. Și da. Sunt unii mai mari care îl fac în toate felurile, iar el încearcă să se integreze da. Și să facă pe placul ălora și în fine, da. Asta odată. Dar pe mine, adică eu am asta cu adulții. Bă, dacă un adult i-ar face rău și ar fi să-l văd, deci nu știu, nu pot imagina așa. Da, da, da. Dar eu da, sunt da, un tip ultra-pacifist, prin definiție. Nu m-am bătut în viața mea cu nimeni. Așa. Eu fac din vorbe, o rezolvă. Da. Okay. Am fost om de vorbe și-mi vorbit. Și, de, știi, cu, și cuvinte, cu cuvinte și cu bătaie. Da. Ok, și, dar nu știu cum aș reacționa și cred că n-ar fi ușor pentru nimeni, să zic așa. Da, 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 pentru foarte că complicat. Ești ca alea în filmele alea, când mamele, știi, calcă copilul și cade mașina, bă, și ridică aia mașina. Brus, da, da. Știi, într-un puseu dintre ăsta de energie. Da, 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 da. Asta se întâmplă. Foarte complicată sunt. Probabil că toți cei care sunt părinți pot să confirme treaba asta. Dacă da. Nu, veți confirma, veți stați liniștit. Că vă lovește la oameni. Crește, știi cum vă crește? Deci rețeta fericirii e copilul și să-l vezi cum crește? Să vezi cum crește copilul tău. Deci îți vezi cum crește copilul tău, este, bă, deci ești, cum să spun, și îți dai seama că tu nu știu cât modelezi din asta, adică nu știu cât input ai tu acolo, dar îl vezi că crește, îl vezi că învață lucruri, îl vezi că e pasionat de lucruri. Bă, asta este fabuloasă și nu, încă o dată îți dovedește că banii nu poate să cumpere treaba asta. Corect. Ce crezi că se întâmplă după moarte? Ce s-a întâmplat și înainte să te naști? Și ce s-a întâmplat înainte? Exact. E fix la fel. Crezi că e nothing? Nothing. Nimic? No, it's a show about nothing. Și s-a oprit și, și gata? E fix asta, da. Nothing. Nimic. Ce interesant. Nimic, nici e. De asta, enjoy the fucking time you have here, man. Fă cât de bine poți, ajută pe toată lumea cât de mult se poate și încearcă ca din după tine să nu rămână praf. Asta e. Aici, ce crezi că căutăm noi aici pe planeta asta? Am fost un accident? A fost un Big Bang din maimuță, din șopârlă? Noi suntem niște ființe, niște șopârle pe planetă, pe piatră. Care deci un accident? Deci pe piatră care se învârte prin univers, dar suntem niște ființe care se învârt și ele la rândul lor. N-avem nicio treabă. Adică singurul fapt că avem această autoconștiință, nu știu, autoconștiență, conștientizăm faptul că facem asta. Asta ne face diferiți de animale, în principiu. Că și nu crezi că ne-a dat-o cineva? Știi? Nu crezi că e ne-a ceva cum mai sună asta? Venit de la un tip așa înalt și ca tine, nu crezi că ne-a dat-o cineva? Nu vrei să-ți o dau să ții? Nu sunt eu cu astea, nu. Nu? Este... Suntem un accident și sunt atât de multe exemple pe care ți le pot da acum ale faptului că suntem un accident pur și simplu și că această planetă, așa cum e ea, nu e o măreție naturală majoră, ci poți să iei, să faci cherry picking, locuri de pe planetă, să zici, domne, cineva a făcut asta, e imposibil. Poți să-ți fac și eu cherry picking cu viermii care cresc în ochii copiilor care se nasc în Africa. Să zic, pe aia cine a făcut-o? Că eu nu oare am înțeles. Se poate și de o parte și de alta. Mă bucur că pun întrebarea asta tuturor invitaților și ei răspund nefiltrat, pentru că până la urmă, despre asta e, să ascultăm mai multe opinii. Bă, da, și interesant, religie, interesant deci cum gândesc oamenii, știi? Pentru că, de... uite, am trecut de la una la alta, știi? Motivul pentru care eu cred că e mai mult de atât este fix ce spuneai tu mai devreme. Bucuria aia și fericirea aia, chestiile alea pe care le simți în momentul în care îți vezi copilul, de-aia de când s-a născut Noel, eu pare că sunt puțin mai credincios. Dar trebuie să ai bun motiv, mă, frate, treaba asta. Bă, adică, uite, nu e un motiv. Vreau doar să zic că ceea ce simt eu când mă uit la copilul meu și ce am simțit când l-am văzut prima oară e pur și simplu am simțit că aia este dovada clară că există mai mult decât ceea ce vedem și că nu e doar un accident. Bro, că suntem aici. Eu sunt absolut de acord cu tine. E un arhitect în spate. Eu sunt absolut de acord cu tine. Părea frumos să fie accidental. Arhitectul trebuie să dea niște pe alte chestii repede, dar eu sunt absolut de acord cu tine și sunt absolut de acord. Eu am fost un tip extrem de religios. Oh, ok. Ai zis că ai fost în cor. What the fuck, da. Bro, am fost în corul bisericii, bine, eram acolo, că era prietena mea acolo, dar
Eram tipul ăla de intra, jucam fotbal până făceam eu crucile, când intram în teren, eram eu 5. Wow. Da, știu toate alea. Am citit Biblia de 100 de milioane de ori, știu crezul, știu toate. Te-a supărat ceva? Nu, dar la un moment dat îți pui întrebări, pur și simplu. Dar, încă o dată, eu n-am o problemă cu nimeni dintre cei care... Adică nu stilul, domnule, este proști. Da, exact. Fucking hell, fiecare face ceva. Și faza așa, crezi în ce vrei tu, atât cât timp te face fericit și nu afectează... Man, eu sunt absolut... Atât din cât ești numai bun. Tine, dacă pe tine te pune pe șine treaba aia și te face să fii fericit și te face să faci bine... Eu sunt cel mai fericit om din lumea asta. Cheamă-l pe Dumnezeu să-l pup. Da, adică n-am nicio treabă, da, suntem fix, absolut ok. Fix, așa e, da, și sunt, da, mă rog, oricum probabil că ești și tu de acord că nu vorbim de Biblie, vorbim de entitate. Da. Da, ok. Da. De subiectul... Biblia asta poate să fie... Cine, când, eu unde, cum să zic? E modul în care noi oamenii am interpretat, știi? Și până la urmă, mintea omului este finită, știi? Avem niște limitări și am interpretat în niște moduri rudimentare. De clasa a doua, a treia, la momentul respectiv. Nu știu, secretele Universului și secretele arhitecturii, știi? Noi nu știm secretele Universului nici în momentul ăsta. Păi nu, încercăm, bă, știi? Stil, e un haos. Ce e un lucru? Tocmai asta ne și diferențiază vățe de animale, că noi ne și punem întrebări de astea. Păi asta spune self-conscience-ul ăsta, știi? Da. Ne punem întrebări. Înțelegem niște lucruri, dacă vrem să le zicem, dacă nu putem să le negăm, da, să zicem, domne, noi. Exact. Noi, ce? Planeta e rotundă, sferică, nu? Da, exact. Iar cum, planeta nu este sferică, Mariane, are formă de geoid. E mai bombată la ecuator decât la poli. Nu știam, zici, nu, știam pică, cuvântul, nu știam cuvântul geoid, da. Știam că e bombată, dar nu știam cuvântul geoid, da, dar ne e mai ușor să spunem sferă ca să o... La tine e ușor să-și geoid, că e ca nevastă-ta, practic. Începe. Că, și mă gândeam, Georgiana e bombată la fund și la cap. Da. Vreau să zic că mie e ușor să zic geoid pentru că nu are R. În încheierea vlogului sunt două chestii. Prima, o întrebare pe care invitatul trebuie să mi-o pună. Sână, da. Și ce glume avem în program? Am două, să știi, acum. Ok. Hai. Și gândul tău pentru oamenii care s-au uitat la vlog și n-au suportat până acum. Dar mai întâi întrebare. Două întrebări. Întrebarea numărul unu. Am văzut eu o chestie foarte mișto pe net, apropo de net, recent, și nu spun întrebarea asta, dar să știi că mi s-a părut interesantă și cred că e locul în care să o povestim. Așa? A fost o treabă foarte tare. Era un clip de ăsta, nu știu, pe TikTok, nu știu de dracu l-am văzut. Imaginează-ți că e ultima ta zi pe pământul ăsta. Ok. Ai 70, 80, 90, 174 de ani, cât dracu o fi. Și ultima ta zi. Și stai pe pat acolo, că știi că ești bolnav, ești, nu mai duci mult. Ce vârstă am? Nu contează. Păi contează. Nu contează, stai că îți spun. Și nu poți să mă miști în pat. Încep să respiri din ce în ce mai repede și îți dai seama că e momentul în care pleci. Și gata, deci ai ultimul tău moment pe planeta asta. Știi că acolo se termină. Aha. Mariciu se încheie în momentul Da. Și știi că nu mai, deci nu mai există, nu mai ai nicio noapte, nu mai, gata. Da, termină, știi că acolo se gata. E ca povestea aia cu în fiecare an treci prin ziua morții tale, știi? Da. Bun. Și brusc în momentul ăla, auzi o voce, îți vine cineva și îi spune, fii atent. Alege să te muți în acest moment, în momentul de acum, Mariciu de acum. Așa. Vrei? Și tu zici, da. Pac, și ești aici. Și acum tu ești Mariciu ăla. Aha. Cum vezi viața în momentul ăsta? Gândindu-te că ai fost în ultima ta zi, da. S-a terminat, ăla era terminat și acum cred mai că ai... o să fie ceva de genul căcat. Iar, din nou, mai iar 30, vrei să trec prin asta? Mai 34 de ani, frate. Credeam că am scăpat. Da, iară taxe. Iar trebuie să plătesc taxele alea. Iar știam, trebuia să plătesc facturile alea înainte. Acum iar am să... Aoleu, mă duc acasă, mă ia filmii de bun. Mi s-a părut atât de adâncă și atât de mișto povestea asta. Credeam și eu că mă odihnesc în sfârșit. Da. Anyway, ce vreau să te întreb pe tine e altceva, de fapt, cumva paranteză la ce ți-am spus acum. Du-te, transpune-te pe Mariciu ăla care tocmai a terminat liceul acum și zi ceva lui Mariciu ăla. Du-te și? Eu sunt tu din viitor, cum zice reclama. Da? Te întâlnești acum cu Mariciu de la 18 ani. Este din liceu. A, să-i spun ceva? Da, salut. Ce faci, mă? Zi tu ceva lui ăla. Uh...
bună asta. Bine, nici n-a trecut mult în cazul. Puneți aparat dentar, e mult mai ușor decât te aștepta. Puneți aparat dentar, e mult mai ușor decât te aștepta. Te gândeai atunci să spui și nu voiai că era nașpa sau ce? Mi-era, capul tău? Am avut aparat dentar când eram mic, în clasa, nu mai știu, a 6-a, 7-a, ceva de genul. Era tehnologia absolut înfiorătoare atunci. Era ceva care venea prin interior. Era și durea și era rudimentar. Bă, era nasol, bă, băiete, bă. Și am trăit mult timp cu frica asta pentru că, aolă, nu vreau să-mi pun din nou aparat să fie așa. Asta e ca frica de stomatolog, mă. Că avem impresia că vine ăla. Pe da, frica de stomatolog e pentru că eu am trăit în clasa 6-a când nu existau anestezicele de acum, când nu existau instrumentele de acum sau de acum, că au trecut cât au trecut? Au trecut 18 ani de când aveam eu 18 ani, stai să ne gândim. Dar cred că și când aveam eu 18 ani era mult mai ok decât când aveam 14 sau, nu, mai puțin, 12, știi? Bă, vorba aia, știi că cu 18 ani era 2005, nu 1990, cum mi se pare nouă, nu? Da, 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 e crânt asta. Dar nu, cred că asta e, să rezolvă o problemă și care... Și ce ți-ar zice ție Mariciu de atunci? Marian, sau nu știu cum zicea Mariciu? Și mi-a du-te, mă, vezi de treaba ta. Unde pula mea băncoaie? Știi cât costă un aparat dentar? Cine este amul mărzit? Ce, mă, pleacă, mă, te dai cu de aici, mă... Exact. Da, nu știu, nu știu ce conversație așa. O, singura chestie e că m-a întrebat... nu mai știu exact cine, în podcast, cred că Radu Dumitru, ce aș schimba dacă aș da timp înapoi și i-am zis, bă, n-aș vrea să schimb nimic, inclusiv discuția asta pe care aș avea-o cu mine, aș evita să o am, am zis aia cu aparul dentar, mi s-a părut funny, dar are și legătură cu complexele pe complexe, un complex, două complexe, pe care le-am avut de-a lungul timpului. Cel mai important complex a fost estetic al dinților, a fost îngrozitor. Dar n-aș vrea să schimb nimic pentru că sunt în punctul ăsta, sunt foarte fericit în punctul ăsta unde sunt. Adică sunt bine, sunt foarte bine. Adică cumva din cunoscut-o loteria pe aia Georgian, de intersecție... am o familie mișto, am un copil pe care îl iubesc toată ființa din mea. Din loteria și... de intersecție ai mers, da, cum trebuie, da, cumva. Suntem bine, suntem bine, da. Și mă gândesc că dacă aș grăbi puțin lucrurile și apucă-te de YouTube mai repede sau ceva de genul, poate că n-ar mai fi la fel, poate că n-aș mai cunoaște pe Georgiana, poate. Și nu vreau să risc acel poate. Apucă-te de YouTube înainte să-l facă ăia. Aia era un fac bun. Deci, fă un Facebook, fă o aplicație, du-te la Harvard, drop out și fă un Facebook. Am mai auzit-o pe aia. Dom'le, eu aș da timp înapoi să-mi iau și eu 10 bitcoin când trebuie. Da, da, da. Da, asta am vorbit fix, să vorbim și cu Radu și mă gândeam, bă, da, buy bitcoin. Da. Tot la bani, care în final, când e vorba de, uite, discutăm de ce te face happy, contează foarte puțin. Bă, și care e faza cu banii? Că, bă, banii îți oferă un confort. Nu trebuie să trăiești viața asta doar pentru bani, trebuie să fac bani. Nu, sunt foarte importanți. Banii țin de igienă. Dacă eu am o urgență medicală acum, dacă îmi cad dinții, banii îmi rezolvă dinții. Dacă fiul pățește ceva și are nevoie de spitalizare bună, banii îl urc într-un avion privat și îl duc la Geneva să opereze, Doamne ferește. Da. Știi, știi cum văd eu lucrurile astea? Banii țin de igienă. Banii, nu trebuie să... banii nu, adică sunt măsura... recunoștințe pe care au ceilalți în legătură cu ce faci tu. A, mișto, mișto, da, mișto și asta. Dar... adică poți să fii, poți să lucrezi undeva, să fii foarte fericit cu ce faci, să fii foarte împlinit, dar să simți că oamenii aia nu te apreciază doar pentru că nu ești plătit așa cum simți tu. Toți oamenii sunt la modul, oh, banii sunt un lucru rău, că nu știu ce. Nu, frate, atâta timp cât îi faci într-un mod cinstit, onorabil din punct de vedere al setului tău de valori, că vorbeam mai devreme despre păcănele, că ai zis la început de păcănele. Să zicem că vine cineva la mine și îmi dă... că am avut propunere de păcănele pentru podcast, în continuare n-am sponsor. Domnul Țiriac, ajutor! În continuare, sigur să uită la podcast. N-am sponsor pentru podcast. Aia, și vizualizarea s-a mai dus puțin în cap, ți are legătură și cu energia pe care o ofer eu când văd că totuși nu reușesc să o scol la capăt, că sunt niște cheltuieli cu spațiu, cu whatever. În fine. Exact ce spuneam, și... apropo, scuză-mă, paranteză, stai continui. Stai că o simit ideea, zi tu, hai zi. Nu, de omul care își face business-ul lui și în spate nu se văd lucrurile astea, nu se văd dacă nu le spui, nu se vede efortul, da, care îl faci, da, și faptul că uneori poate te demora. Da, 100%. Dar e riscul, da, că atunci când vorbești despre asta să pară că te plângi, că cerșești, că nu știu ce. Bă, sigur e cineva în comentarii care zice acum, ai mă, mai nebunic cu sponsorii ai tăi. Da, bă, pentru că gândește că eu sunt aici cu Mircea de două ori. Deci acum trebuie să mă plăiască, trebuie să-mi dea 50.000 de euro. De unde îi scoate? De unde îi dă banii ăștia lui Mircea? Asta e, de fapt, problema. Da, adică sunt... că trebuie să-mi plătesc panourile. Investești niște lucruri și te aștepți să măcar să ieși pe zero. Că eu nu vreau să fac
milioane din astea. O să-i spun zero, să zic, bă, e bine. Și pe măsoare ce ofer mai multă energie și alea și vizualizările și toate cele vor crește. Gândiți-vă că eu am investit, mi-am cumpărat două camere separat. O cameră cu obiectiv, asta o aveam, dar în loc să o vând, am păstrat-o. Adică am investit niște bani și în scule. Stai că ai investit două camere de-astea, dar două camere în care stăm aici. Da, fotoliile și astea au costat. În fine, ce vreau să zic e că... Uite, vezi, mai întreb și am uitat. Voiam să zic că, de pariuri, că a venit către mine o dată de pariuri, care 100% mi-o oferea și ieșeam cu mult peste, cu plus peste ce am investit și ce o să mai investesc, că na, vreau să iau un om care să mă ajute și în fine, whatever. Dar banii ei aveau un gust amar pentru că nu se potrivesc cu setul meu de valori. Nu zic că ceilalți care fac podcasturi cu păcănele ar trebui bătuți cu pietre. Ăla este setul lor de valori. Acum depinde de voi dacă voi cu setul vostru de valori vă aliniați cu ei și vă uitați la ei cu plăcere. Atât de simplu e că în viață e vorba despre setul de valori pe care îl ai, știi? Și eu am scriu cronici de sport, deci e destul de simplu să te gândești că am avut o grămadă de propuneri pe subiectul ăsta. Din fericire am reușit să le resping. Să le fentezi. E foarte periculos pentru că atunci când vezi ce bani sunt la mijloc, cumva te oprești. Dar după aia ți-ai aminte de chestia asta despre care am spus mai devreme. Poate că oamenii ar trebui să... Banii aia se duc. Nu dacă sună ciudat, nu vreau să cer pe nimeni. Dar poate că oamenii care se uită la tine și ar trebui să aprecieze, sau nu știu, poate apreciază. Apreciază. Văd comentarii, văd DM-uri, apreciez. Apreciez că apreciați. Ține de setul tău de valori. Și dacă banii vin, banii pleacă, cum zice celebrul Spike, da? Important e cu ce gust rămâi în gură după aia. Și dacă gustul ăla e nasol, e amar, pentru că setul tău de valori ți-a spus că vezi că e un gust amar, e nasol. Și fix despre asta e vorba cu banii. Bă, banii sunt buni. Banii nu sunt ochiul dracului. Sunt buni pentru că ți oferă o igienă. Banii sunt un instrument confortul, de igienă. Poate. Te ajută să ai o viață puțin mai bună. Te ajută să, uite, să-ți permiți să stai mai mult timp cu copilul tău, să-l vezi cum crește, știi? Atâta timp cât îi faci conform setului tău de valori, ești ok cu asta, adică e un mix, e un echilibru. Trebuie să eu aș mai adăuga și dacă dai mai departe din ei. Asta e o chestie foarte bună pe care încerc să o aplic. Dar aici e paradoxul că lipsa timpului mă întrerupe. Dăunez, sunt abonat la tot felul de astea unde lunar. SMS-uri, da. 2, exact, 4, 10, 20 de euro, mai văzi un caz, mai dai, mai alea. Dar nu am făcut o strategie și mi-ar plăcea să fac asta. Cum are aluziva? O știi pe aluziva? Da. Are asociația. Bă, mi-ar plăcea să fac și eu așa ceva care să mă... să vină la mine să zic, hai să facem chestia asta, știi? Ca să mă pun în mișcare. Pentru că eu am nevoie să fiu puțin împins de la spate. Că dorința e aici și mi-ar plăcea să ajung în punctul în care 10% din ce produc în fiecare an să se ducă, dar să se ducă cumva eu să am control. Pentru că sunt multe cazuri fake, sunt multe țepe și aș fi foarte frustrat să știu că am ajutat pe cineva care nu merita, care a făcut cunoaștem. Niște. Și asta sunt anumite filtre pe care trebuie să le pun în mișcare, să fac chestia asta, îmi doresc atât de mult să fac asta. E chiar un target pentru mine, știi? Dar am nevoie, nu știu, poate de niște oameni care să gestioneze asta. Știi? Să se ocupe de asta și... Da, pe rog, bună, și eu vin cu bani. Nu e atât de ușor. Că nu poți să plătești, nu poate compania să plătească pur și simplu niște bani undeva. Legal. Out of nowhere, ia-mă donație. Da, nu prea merge. Uite, merge așa ușor. Eu de obicei plătesc contul meu personal, pe dividendele mele pe care le iau, din contul meu plătesc. Asta poți să faci, dar compania nu poate să plătească, de asta spun că e mai în greu. Afară de, pentru că tu pentru a scoate dividende trebuie să mai plătești 8% la stat. Da. Deci deja sunt niște bani pe care îi dai. Oricum, dacă scoteai dividende... Ce spun eu este că e mai greu decât pare oarecum la prima vedere. Nu e atât de ușor. Vreau să donez lui ăla. Bani, compania, plătește lui ăla și... Pentru că, na, e cumva normal că și un sistem al statului care trebuie să verifice că așa îi donez lui Meșter și Meșter lui Mariciu. Și ce este apupat, da. N-am găsit băieții. Ce caz e? Era răcit domnul Meșter, avea nevoie de 50.000 de euro să-și ia norofenul în Geneva. Da, e mare norofenul în Geneva. Da, am înțeles, corect. Da. Ce mai e o întrebare? Sau aia a fost? Era aia cu patul de moarte. Vezi, mă? Vezi, mă? Ți-am zis eu că să încep să uiți? Era un preambul, așa, o poveste. Vreau să te întreb dacă... Da, cred că ai spus că ai zis lui Radu. Nu te mai întreb, lasă așa. Ce?
Dacă ai vreun regret. Regret? Regres ceva? Bă, regret că au fost momente când m-am portat urât cu niște oameni, să zic așa. Interesant. Nu urât la modul să îi scuip, să le dau foc, să-i sting cu benzină. Dar te-ai fi putut purta mai frumos, poate. Ai putut să mă port mai frumos. Ok. Adică mi-ar plăcea și mi-ar plăcea și pe viitor în viață să fiu un om bun. Adică mai bun decât sunt. Eu consider că sunt un om bun. Adică chiar sunt empatic, chiar sunt un om empatic. Chiar am ce se întâmplă în jurul tău. Da, am mușchiul ăsta dezvoltat foarte bine. Dar mi-ar plăcea să fiu mai bun. Și cum spuneam, să ajut mai mult. Păi, mi-am seama, cu astea rămâi, frate. Mă uit la tata, la taxiul cu bomboane, că nu știu dacă știi gluma asta cu tata, cu fiul, da. Bă, mă uit la el cât de senin e, frate. Bă, frate, așa vreau să fiu și eu de senin. Știi? Și când faci bine, nu e că pe principiu Gigi Becalian, că ți se întoarce, știi? Cred că și el face lucruri bune, că simte că nu le face doar pentru TV. Că, dar așa, la un moment dat, se mai oprea robinetul ăla. Bă, se vede, oamenii care fac lucruri bune și sunt buni cu alți oameni, sunt mai seninți, au calmitate, au un echilibru. Mi-ar plăcea să-l am și eu. Bine, asta era tot de la mine. Foarte mișto, da. Da. Un gând pentru comunitate, pentru oameni care se uită la acest podcast absolut fenomenal, care pare că a avut 3 ore? Nu cred că lași 3 ore, ești nebun. De ce? What the fuck? Și 10 dacă îl lăsăm? Păi bro, ai luat serverul după YouTube. Bă, avem, pielea de pe noi avem, am pe podcast-urile astea între, nu știu, 3.000 și 7.000 de vizualizări, când invitatul e așa cum ești tu, cum e Radu, cum e, adică dintr-o nișă, știi? Că nu e cum a fost Andreea Balaban, care nu mai apăruse pe nicăieri, îți dai seama că a făcut 100 și ceva de mii, sau Backpack. Când vine Cătălin, toată lumea știe că e cu OnlyFans, cu Caterinca, cu călătorii, cu alea, se uită lumea, știi? Dar oameni mai nișați așa, cu povești așa mai nișate și cu toate cele, între 3 și 7 mii, cam așa văd. Deci, pe că... Nu e un test neapărat, dar e un gând pentru comunitate. Dacă nu facem 7.000... Vă rog, eu mai uitați-vă o dată. Da, dar vreau să zic că din ăștia 5, 6, 7 mii de oameni care se uită, oamenii ăștia chiar se uită pentru că sunt curioși și chiar interesează. Și ar sta și 4-5 ore să se uită, știi? Bă, am un gând pentru comunitatea ta, așa cum am un gând pentru oricine, oamenii cu care am lucrat până acum și cu care, le-am spus mereu lucrul ăsta. Cred că eu am asta, știi, câteva sfaturi importante pe care poți să le dai mai departe. Unul dintre sfaturi este mereu, niciodată nu ridici cu mâna capacul unui WC public. Un gând foarte bun. Și cum ridici? Te descurci? Nu cu mâna. Că ai hârtie. Băi, din la țără picior. A, direct cu mâna. Nu cu mâna, da. Așa? A, direct cu mâna. Deci, așa. Asta odată. Doi, nu ratezi niciodată ocazia de a te opri să faci pișul. Ever. Nu. Ha! Sfat bun. Și trei, indiferent dacă ți se pare sau nu, în ce faci tu acum, că te vede sau nu te vede cineva, fă cât de bine poți ce ai de făcut pentru că ești văzut. Listen to your brother. SRI veghează. SRL-urile. Foarte mișto zis. Da. Asta e. Eu, asta să știi că am probat-o în multe cazuri, cu mulți oameni și întotdeauna e probabilă cu fapte. Marf. Da. Frate, îți mulțumesc mult că ai venit la podcast. Cu mare drag, man, mersi. Și mă bucur că în sfârșit ne-am văzut, că plănuim asta de cât? Jumătate de an? Ceva de genul. Și mai ales că l-am tot fentat, că el face tururile astea super șmechere. Urmează acum turul din mașini electrice, nu? În septembrie, da. Câte mașini? 8. 8 mașini? Poți să zici ce mașini sunt? Pot să zic mărcile, dar nu știu, să nu sar vreuna. A, lasă. Vreau să știm exact și modelul. Păi avem de la BMW cine vine? Nimeni. Nu vine BMW? Nu avem BMW, avem, Model 3. Atâtea? Avem Tesla Model 3 în tur. A? Avem Model 3, sper că nu e grecul, că Nissan, s-a făcut de aia s-a trecut. Avem Nissan Ariya, avem Volkswagen ID de Buzz. Ok. Avem, Dubița? Da, Dubița, Caterinca. Hippie. Așa, avem Audi Q8 e-tron. Ok. Care este, așa, și autonomie avea ăla? Păi vom vedea, că asta facem. Doamne, de-aia facem testul, ca să vedem... Să vedem pe bune ce autonomie are pe bune șosele din România, testată de 16 oameni diferiți. Știi că așa e scopul nostru. Și știi că nimeni nu-ți bagă în gură, că apropo, suntem aici. Bă, ți-am zis vreodată ce se scrie despre mașinile alea? Ever? Nu, scrie mersi, ce vrei. Eu nu scriu, că eu fac vloguri, dar... Exact. De-aia zic, băi, scrie, fii atent. Eu lumea să scrie, ce să spun. Eu zic ce să scrii și tu oricum nu scrii. Așa? Și stai așa că mai avem. Dacă stau să mă gândesc bine, sunt 8. Dar te-s la Model 3 long range, sper.
Da. Așa. Da, că data trecută v-a dat Model Y acolo. Nu ne-a dat, mă, că acum îl luăm noi, nu ne-l dă nimeni. Ce nimeni a, așa. A, mai avem Mercedes EQ. A, ați vorbit cu autonomul. Avem Mercedes EQ. Vine păi de la Tesla? Mașina noastră, mă, n-auzi ca mașina noastră. A, vă puneți mașina voastră la bătaie. Nu, a, că am crezut. Și mă gândeam eu, bă, Tesla să se bage, nu știu, de capul lor. Cu atât mai mult. Am auzit că sunt niște haos la Tesla acum în perioada asta. Pe comunicare și pe astea, da. Da, nu, dar e haos cu livrările cu alea, dar și la mine a fost haos. Eu am fost norocos. Toate, nu cred că există marcă să n-aibă haos în livrări acum. Da. Adică dacă vrei Ioniq 5-ul meu, stai un an. Deci voi vă puneți mașina voastră la bătaie? Da, Ioniq 5 a fost turul trecut, mă, anul trecut. Ți-ai pus mașina ta de la bătaie? Pe ce are? Pă, că știam, veneam și mâncam semințe. Dar eu vă chem bucată cu bucată, om cu om, mă, știu cine vine acolo. Vă știu adresa, telefon. Firma, vă dau în judecată. Da, o să mai avem EQE SUV de la Mercedes. Oh, EQS ăsta nou? EQE SUV, cred, da. EQE SUV. Da, iau și EQS SUV. Că am văzut că au lansat EQS acum, recent. Deci iau EQE, care e EU electric. Da. EQS, care e SU electric. Da. Și mai au EQS SUV, care este... Așa, ăla l-au lansat, mi se pare recent. GLSU electric. Așa, da, exact. Și au EQS-ul, care e GLE-ul electric. Ah, nu, ok, ok. În fine, așa. Și nu mai știu, sunt 8 per total. Acum, doamnește, cine, de cine n-am zis să ne... O să te crucifici, o să da, auziți, mașina. Autocritica.ro, în septembrie o să le vedeți pe toate, că 9 zile numai pe asta vorbim. Și la final, raport cu cât a mers fiecare pe bune. Îmi pare eu că nu... Dar la anul pe mică vin. La anul trebuie să vii, că se întâmplă ceva special și o să-ți placă. Închidem camerele și ne spune. Și îmi spune. Nu, n-am cum să zic. Nu? E secret. Nu, ai, mă. Nu zic nimănui. Nu puh. Zic, nu zic, da, că m-am ars anul ăsta și nu mai zic. Ai, mă, dar și că știu că eu spart. Zici, nu aud de nimeni. Nu, 7.000 de oameni. Da, exact. Voiam să zic că anul ăsta, anul trecut a fost Noel, am vrut să petrec mai mult timp cu el. Anul ăsta mi-am seama că am nevoie de timp pentru mine și mi-am seama că dacă tot am timp pentru mine, bă, să-l am doar eu cu mine, nu cu cineva într-o mașină și să conduc prin țară și alea, că, dar la anul vin, o să-mi fie doar de... Perfect. Adică deja mi-e doar, de câte ori văd moi și... E atmosferă, vibe-ul ăla de acolo. Da. Vibe-ul, locurile pe care le alegeți, care, unde apropo, se doarme, unde se mănâncă... Care, apropo, e obositor. Ha? Că lumea nu știe asta, e și obositor. E crunt, cu electricele e crunt. Pentru că cu electrice trebuie să le și alimentezi. Dar tu nici n-ai venit în Cars and Roads, în celălalt turn. Nu, ăla e populență, ăla e pe relax. Da, ăla e cu turism, cu mâncare bună, da, cu ăla e cu hoteluri adevărate. Și ăla o să fie ceva special. Hai, poate facem la... Bine, tati. Bine. Ăsta a fost podcastul. El e Mircea Meșter. Urmăriți-l. Link în descriere către pe unde îl găsiți și ce face. Stați cu ochii pe el pentru că este un om de o calitate excepțională și... Bă, e smart și textele lui sunt smart, te fac să râzi, te fac să zâmbești, te fac să gândești. Eu te urmăresc cu foarte mare plăcere și mă bucur din tot sufletul că ai venit și tu la podcast. Mulțumesc mult de invitație, bro. Doamnește, fratele meu. Aveți grijă de voi, abonați-vă, da și voi podcastul ăsta mai departe, credeți că cineva e interesat. Dacă nu, oricum, v-am pupat. Pa!